Cineva întreabă aici dacă a început uh, live-ul? Bună, bună seara! Se pare că suntem live deja, și cei din voi care întreabă dacă a început live-ul și o să-mi scrie că da, mă văd și mă aud, uh, vă sunt foarte recunoscătoare. Haideți să vedem, prieteni! Suntem împreună la acest webinar care promite a fi unul foarte interesant din punct de vedere al conținutului și a tot ceea ce v-am pregătit să, să vorbim, dar nu înainte de să-mi spuneți dacă mă auziți și mă vedeți. Da, mă auziți și mă vedeți. Ok, ok, super. Încercăm de fiecare dată să fim din ce în ce mai performanți în tot ce înseamnă supervizarea tehnică și să nu avem nicio efectiv nicio delay dintre ceea ce se întâmplă fizic în acest studio și ceea ce auziți și vedeți voi. Mă bucur că mă auziți și mă vedeți, super fine. Suntem împreună și asta mă bucură. Prieteni, haideți să vorbim un pic despre regulile acestui webinar. A, conținutul de astăzi este destinat în mare parte proprietarilor și directorilor de la middle management în sus, dar oarecum nu numai decât pentru că sunt bineveniți și toți acei care vor să fie în această funcție și care vor să înțeleagă care sunt determinativele exacte, să zic așa, și cum puteți să vă afirmați și să faceți treabă foarte bună în această funcție. Câteva reguli pe care vă invit să le luați în considerație. Um, dacă ați venit aici, e fain să ascultați, să participați, m-ar bucura extrem de mult comentariile voastre, reacțiile voastre, fiți generoși în reacții, smile-urile, smile voastre sunt întotdeauna un motiv de bucurie și energie pentru mine. Fiți pozitivi dacă întrebați, căutați să întrebați pozitiv și dacă vă referiți cumva la conținutul webinarului sau și la prezentator și la moderator și la aspecte tehnice, rămâneți pozitiv că o să vă ajute să înțelegeți bine ceea ce am să vă spun și bineînțeles fiți deschiși. Astăzi, mai mult ca niciodată, probabil o să aveți nevoie de deschiderea minții la care de fiecare dată apelez în webinar, pentru că o să vorbim de subiecte care s-ar putea să se lase cu nod în gât la unii dintre voi, care sunteți astăzi directori sau poate sunteți proprietari, și cu cât mai deschisă o să vă păstrați mintea, ori asta, în mod exact, înseamnă să lăsați. Măcar ușa deschisă că ceea ce spun este adevărat și că este o ipoteză la care, în principiu, ar fi bine să luați seamă sau să o luați în considerație. Pentru mine, astăzi, deschiderea minții. În mare parte înseamnă să admit că o ipoteză, oricare n-ar fi ea, poate fi adevărată. Și atunci contextul se schimbă fundamental. De aceea fiți deschiși la minte și înțelegeți că ceea ce am să vă spun nu vine dintr-o experiență adunată din atâtea cărți cât pot fi citite într-o zi sau într-un an, ci în una destul de largă. Uh, și pe verticală și pe orizontală profundă. Uh, să știți că mă, mă veți pierde cu privirea în chatul de jos, că aici vă urmăresc și vă ce scrieți și pentru că mă uit rar, vreau să văd comentarii frumoase și emoții pozitive acolo. Bun, dacă este clar care sunt regulile, să știți că vom fi împreună timp de o oră jumătate, maxim două, și că mă interesează de fiecare dată și este important pentru mine de fiecare dată să înțeleg și să știu câți din voi sunteți pentru prima dată la un webinar și cine sunteți voi la un webinar pe care îl duc și cine sunteți și de ce sunteți aici. Haideți să vedem cine sunteți voi. Numele, prenumele, îl văd proiectat pe ecran, dar nu întotdeauna îmi dau seama care este um, uh, statutul vostru în jobul pe care îl aveți și m-ar bucura să știu asta ca să știu cu cine vorbesc astăzi. Să vedem, cine sunteți, de unde sunteți? Cred că sunteți și din afară? Bun, din afară în sens ca și hotare, pentru că eu vă simt pe cei din România ca foarte aproape. Haideți, haideți. Din Iași, manager relații cu clienții, bon, antreprenor, angajat, director vânzări, administrator. Sunteți pentru prima dată? Bine ați venit! Liber profesionist! Bună seara! Bună seara! Așa. General Holding Manager. Bun. Proprietar de cafenea. Prima dată la webinar. Iași, antreprenor, antreprenor s-au acumulat cumva două întrebări pe care le-am lansat, le lansat către voi cine sunteți și de câte ori sau cine este prima dată la un webinar Alina Andruță, vă mulțumesc celor care sunteți generoși să-mi spuneți cum arăt adevărul este că mă pregătesc de fiecare webinar nu numai cum arăt eu, ci cum arată și prezentarea și conținutul pe care urmează să vină către voi Bun prieteni, haideți să începem astăzi cu o întrebare pentru că o să vă invit de fiecare dată în acest webinar să vă puneți întrebări și să puneți creierul vostru la muncă, pentru că doar în acest fel o să avem rezultate. Haideți să vedem ce veți face cu cele șapte competențe și ce gânduri aveți referitor la acest webinar, de ce ați venit aici și ce căutați în mod exact să aflați. Cu cât mai rapid veți fi voi în comentarii, cu atât mai fain o, o să putem să ne deplasăm în continuare. Director începător. Sunt frumoși directorii începători. Sunt interesanți. Um... Ce veți face? Haideți, ce veți face cu cele șapte competențe? O să le depozitați în uh, uh, salonul minții voastre și să le lăsați acolo ca să vadă ele când o să iasă la activ și uh, când o să aveți nevoie de ele? Sau poate o să notați timpul în care o să vorbesc eu și de mâine o să implementați? Sau ați venit la webinar doar să aflați ce mai este nou în acest domeniu și cu ce pot eu să vă surprind? Gen, hai, spune ce ai de spus la acest subiect. Ce? Ce veți face? Vreau să mă inspir și să conlucrez cu echipa mea mai bine. Sper să le aplic în practică. Să știți cât sper eu și cât de nespus de mult mă bucură oamenii care fac um, lucrurile după ce le învață. Dezvoltare personală. Va fi sau nu webinarul înregistrat? Nu știu. O să vedem ce să zică colegii. Dezvoltarea și motivarea echipei. Hmm. Scopurile voastre sunt nobile, prieteni. Să vedem cum putem să le îndeplinim. Cam asta veți afla astăzi la webinar. Este o listă destul de lungă, de aceea vom trece peste fiecare punct astfel încât să deschid subiectul pentru voi și să lansez niște ipoteze la care să vă gândiți ulterior. Ce înseamnă competențe de management și astăzi am decis înainte de webinar cu foarte puțin timp să las întregul set de competențe ca și un slide separat, de aceea fiți pe fir și veți vedea slide-ul cu întreg setul de competențe de management, ce rol are legitimitatea de management și cum o obții. Se pare că este unul dintre cele mai importante momente astăzi în managementul contextului actual. Cum să să introduceți schimbările și cum să nu, cum să obțineți cooperarea angajaților și cum să eliminați controlul abuziv care seamănă mai mult cu verificare și face întreg sistemul de management extrem de anxios. Care sunt modelele disfuncționale de leadership și avem trei modele despre care pe final o să vorbim. De ce unii conducători nu au rezultat și o să vorbim și despre asta și într-adevăr mulți nu au rezultat. Ce înseamnă rezultat și care sunt cifrele care arată dacă aveți un rezultat în management și voi proiecta în fața voastră pe un slide o schemă numită Revenue Breakdown, vine din managementul american încoace înspre noi și este excepțională dacă știți cum să folosiți formula revenue breakdown și managementul activităților angajaților. O să vorbim, da foarte puțin despre planificare, delegare, reglementare. Dacă reușim să trecem peste aceste nouă puncte pe verticală, iar pentru unele din ele, ele să plonjăm în adâncime, mi-am făcut misiunea și m-aș bucura să fi luat voi de la acest webinar ceva util care să impacteze viața voastră, să impacteze viața angajaților voștri viața proprietarilor dacă sunteți angajat. Până la urmă, nu are niciun sens să fiți aici dacă nu vă porniți cu ideea să impactați. Ok, cine din voi vede pentru prima dată un webinar marca Alina Andruță? Mă bucur acest lucru, dar asta înseamnă că trebuie un pic să vă spun cine sunt. De peste 14 ani de zile sunt business consultant, antreprenor și trainer. Am la activ mai multe 15.000 de ore de public speaking, în prezentare sunt 150.000. O să ajung și la asta. Am peste 15.000 de ore de public speaking. Am mulți, mulți bani investiți în dezvoltare profesională și personală, cumulată întotdeauna cu subiecte practice o mulțime de cărți citite, dar asta este back office-ul meu ca personalitate. În realitate, ceea ce mă mișcă de fiecare dată este o misiune pe care o simt cu tot sufletul meu și care mă aduce în fiecare lună seară la webinar cu o mulțime de oameni ca să împărtășesc lucruri utile. Dorința mea este acolo unde sunt să împărtășesc, să, să, să fundamentez un sistem educațional prin activitatea mea de consultant, coach, antrenor, antreprenor și trainer, care să genereze mult rezultat pentru oamenii cu care lucrez în imediată apropiere. Să știți că ziua mea de muncă arată în mod super ordinar, o zi de muncă în care mă văd cu mulțime de clienți. Astăzi am onoarea să lucrez cu proprietari care dețin holdinguri, adică sub umbrelă, multe, multe companii care gestionează milioane de lei euro unii vânzări lunar. Asta cumva pe de o parte mă face să mă simt mândră, pe de altă parte implic extrem de multă responsabilitate în ceea ce transmit eu mai departe. Iată că peste în peste șapte ani de când eu și echipa mea facem consultanță adâncă în teren efectiv până la pandemie da și acum chiar mergem în teren sunt peste 250 de proiecte mari Mari înseamnă implicarea noastră acolo mult timp și rezultat. Sunt peste 250 de proiecte care ne bucură și cu care în continuare uh, muncim. Bun, dacă am spus asta, e cazul să mergem să uh, să ne proiectăm în tema despre care o să vorbim astăzi și uh, o să trecem ușor ușor prin tot ce înseamnă prioritățile mele, dar care sper că rezonează cu voi. Uh, uitați-vă, tot ce înseamnă Zona de management. Bun, înainte de a intra direct în pâine, în management, haideți să facem o claritate. Ce înseamnă pentru voi director? Ce înseamnă pentru voi management? Ce înseamnă pentru voi conducere? Printr-o sintagmă, dacă ați putea să-mi definiți termenul sau cine este acel om care este director, de ce, cu o frază cu subiect și predicat, m-ar ajuta să înțeleg de unde pornim în explicația acestei teme. Nu ați uitat că vorbim de șapte competențe ale unui director. În realitate, vom aborda mult mai complex subiectul și vreau să știu de la voi. Ce înseamnă un director? Cine este un director? Cine este el? Din toți voi care sunteți aici. Haideți să vedem. Cum înțelegeți această titulatură, ca să zic așa? Cine este acest om? Eu desigur, m-am întâlnit cu oameni care erau dită mai director și îi întrebam care este funcția în firmă. Um, nu contează cine sunt. Ups! Eu fac și eu aici ceva super modești de oameni sau oameni care având doar titulatura de iure spuneau că sunt director general al firmei iată așa înțelegeți ce zic? ce se spuneți în acest cuvânt? exemplu de de urmat dar odica, dar exemplu de de urmat poate fi și un vânzător simplu persoana care își asumă toate responsabilitățile într-o firmă poate fi proprietarul un vizionar strategic poate fi și directorul de marketing, da, forța motrice a companiei, motivația companiei. Care conduce, să asume responsabilități, a decizii, inspiră oameni, locomotiva unei echipe, persoana care inspiră o echipă. Vă tot asigurați cu acest cuvânt de fiecare dată. Inspiră, motivează, inspiră, motivează, inspiră, motivează. Nu este un webinar în care să sucombez termenii de inspirație și motivație, dar o să ajung și acolo să vă povestesc de ce inspirația și motivația nu mai este apanajul unui director și dacă un om nu are pe interior, nu o să puteți să treziți fitilul inspirației și motivației. Dar nu este despre asta astăzi. Uh, un director este un lider pentru echipă o calitate de manager bun care setează strategia companiei și parte în, în pași cum se poate atinge este succesul. Dacă directorul este și proprietar, da, el setează strategia. Dacă directorul nu este proprietar, atunci proprietarul setează strategia, iar directorul este cel care o implementează operațional. Ok, adevărul este că, uitați aici aveți un slide pe care trebuie să-l impregnați aici așa pe frunte dacă conduceți oameni, adevărul că nimeni nu accede în funcția de director pregătit pentru ce urmează să îi se întâmple. Director, management, funcții de conducere înseamnă acei oameni care, per se, conduc alți oameni către un anumit rezultat sau acțiuni de îndeplinit. Altfel spus, dacă eu am să car 10 cărămizi dintr-un loc în altul și pentru asta am un om um, care să facă manual această, această, muncă, în acel moment eu sunt conducătorul acestui om pentru că am de realizat un rezultat instant sau long term de a muta cărămizile din punctul A în punctul B. Și dacă aceste cărămizi trebuie să fie mutate timp de o oră, înseamnă că sunt un director care mai are și KPI-uri obiective, numărate, nu simțite. Și dacă aceste cărămizi trebuie mutate doar de că o persoană, înseamnă că în acest moment eu sunt un conducător care am acces la resurse, chiar dacă resursa aceasta sau mai mult, cu atât mai mult cu cât această resursă este un om. Despre ce este acest adevăr? Nimeni, nimeni din cei care ajung să fie directori nu sunt pregătiți pentru ceea ce urmează să le se întâmple. Urmează o situație care ne ia pe de-a dreptul prin surprindere și din ce am văzut eu în realitate, în mod practic, cum se întâmplă lucrurile, este că Și am eu aceste caramizi și eu vreau să le mut din punctul A în punctul B și eu sunt deținătorul acestor caramizi și eu știu că vreau cu ele să construiesc un șopron. Deci sunt proprietarul acestei firme și pentru că sunt proprietarul acestei firme ajung, Volens, Nolens, să și conduc cu resursele pentru a îndeplini rezultatul. Bineînțeles că mecanica venită din Statele Unite, Europa, nu presupune ca proprietarul să fie și directorul executiv operațional care uh, vor lucra lucrează cu resursele și asigură rezultat. Mecanica în care trăim noi în spațiul fost CSI, România, Moldova, este că deseori proprietarii își asumă și rol de director și, bineînțeles, se împart între a face strategie și a face implementarea operațională a acesteia. De aceea, proprietarii buni, într-un anumit moment, se eludează din funcția de director executiv și, cel puțin, ajung să fie director general și au alte mâini cu care își fac rezultatele. Nu vorbesc prea repede? Haideți, spuneți, vorbesc prea repede sau e ok pentru voi? Bun. Și ajungem în funcția de director prin context. Așa am ajuns eu la 22 de ani să fiu director atunci când s-a înființat un departament nou în compania în care lucram. Era, este vorba de mult telecom. S-a înființat departamentul de Key Accounts Manager și eram atât de bun vânzător bun vânzător, încă se părea că merit să fiu supervisor de key accounts. Dacă vă dați seama ce înseamnă asta, key accounts trebuia să fie un departament și a fost în consecință un departament care superviza, creștea, monitoriza și executa vânzările către cei mai mari clienți cei mai mari clienți din țara asta. Deci, într-un anumit moment, eu nu numai că am ajuns în funcția de iure, uite, ești supervizor a acestui departament, ci am ajuns în în momentul în care trebuie să înființez departamentul, să iau oameni și să le asigur lor resursele pentru ca ei să mi asigure rezultativitatea. Dar, bineînțeles, că noi eram nici pe departe gata cu ce o să se întâmple cu mine și cu ce furtuni emoționale, intelectuale, conceptuale, matematice, fiziologice o să am. Uh, am văzut mulți, mulți directori care ajung prin context, adică. S-a creat în momentul respectiv în firmă un gol care trebuie umplut și eu sunt potrivită pentru asta. Am crescut eu din vânzări, din vânzări și sunt un bun vânzător și mă văd foarte bine într-o funcție de directorat de vânzări. Sunt un foarte bun contabil și pot fi un contabil șef. Prin context. Contextul și el poate fi de două feluri. Poate fi un context forțat în care te cheamă și se zice, ești foarte bun contabil, poți fi un contabil șef. Acest context de fiecare, de, de multe ori nu rezonează cu, cu persoana căreia îi zici. Atunci ea zice, să fii tu contabil șef, eu sunt ok să fiu contabil. Apropo să știți că în anii mei de consultanță, eu încă, da, trebuie să recunosc că asta sunt foarte sinceră cu voi, eu încă nu pot să accept că există oameni. Bun, eu pot să accept, dar încă mă lupt cu mine să accept că există oameni care nu vor să acceadă în funcții care presupun responsabilitate, resurse, echipe, aisuri și tot așa. Și de fiecare dată, în mod real, cheltui propria mea energie ca să spun oamenilor că tu meriți asta, e interesant acolo pe celălalt mal, e frumos, poți impacta. Și oamenii se uită la mine și zice... Slow down. Nu vreau. Ok. Recunosc că mă lupt cu mine ca să le spun trebuie. Bun. Deci, spuneam, poate fi vorba de un context forțat, dar poate fi vorba și de un context motivațional intern. Adică, ești un bun vânzător și zici, uite, ținta mea este director de vânzări. Spuneți-mi dacă mai știți în care momente sau prin ce contexte ajung oamenii să conducă alți oameni. Cam, cam astea sunt. Prin drept de proprietate și printr-un context forțat sau intern ajungem acolo. Dar ajungem acolo exact ca și în funcția de părinte, fără să ne dăm seama ce urmează și cum se va întâmpla viața noastră de aici încolo. Pe de o parte, acest webinar este și pentru cei care tatonează zona asta să vadă cum e acolo, dar să știți că niciodată până nu până o să intrați în apă, nu o să simțiți cum e pielea udă, să poată să vă explice nimeni treaba asta. Rolul meu astăzi este oricum să vă setez competențele de care să fiți gata atunci când vă duceți în această funcție, să nu vă loviți cu, pra cu fruntea de pragul de sus ca să-l vedeți pe ăsta de jos, că e suficient de dureros. Haideți să facem lumină la un subiect. Ce înseamnă competențe de management? De fiecare dată da, Olga... Știi și tu, știu și eu, și știm noi acești oameni. De fiecare dată când întreb un om care conduce alți oameni, poate chiar de mult timp, care sunt instrumentele cu care conduce, de fiecare dată am răspunsuri diferite. Este foarte ușor să zici care, este, care sunt instrumentele unui chirurg, în afară de cunoștințe, care sunt. Probabil el are niște instrumente fizice. Foarte importante pentru ca să-și exercite meseria. Probabil un inginer are instrumente fizice, cu siguranță un contabil are instrumente, începând cu 1C sau programul contabilicesc până la legea fiscală a țării în care activează. Dar care sunt competențele unui director? Tot atât de ușor putem să enumerăm care sunt competențele? Adică, ce trebuie să știe el și să poată el ca să-și exercite performant funcția de director. Adică cine sunteți aici cu mine împreună și sunteți și atenți. Uh, Amintiți-vă dacă poate ați fost puși în funcția de director prin context sau sunteți proprietari. Cine v-a explicat care e setul de instrumente așa să, să vă vină cu o cutie uh, informațională uh, artistică să o deschidă ca și o metaforă și să spună Uite ăsta este setul tău de competențe și instrumente în funcția asta. Uh, dacă sunteți aici manageri HR, spuneți-mi când uh, puneți pe un om în funcția de conducere, îi explicați care sunt competențele, îi spuneți ce abilități, competențe trebuie să aibă ca să-și facă bine treaba, indiferent că e director de marketing sau director de vânzări, există un set reglementat de competențe care ne face bune acolo unde suntem. De fapt, competențele funcției de director, eu le mai numesc și how to, modalități cum a generăm noi rezultat, prin ce instrumente efectiv generăm noi rezultat. Nimeni, m-am informat singura, sunt dintre voi fericiții cărora eu le-am spus care sunt competențele. Astăzi vor fi mai mulți, am credința, am credința că astăzi vor fi mai mulți și am chef să stau de vorbă cu voi astăzi. Aici aveți o imagine care este fundamentală pe partea de management pentru că asamblează competențele de bază ale unui director om care conduce măcar un om. Eu le-am pus imaginar în trei cutii ca să fie mai ușor de înțeles și să manevrați cu ele. Nu o să stăm mult peste ele pentru că astăzi vreau să ne ducem și în zona metacompetențelor sau astea șapte promise în acest webinar. Acestea nu sunt cele din webinar, adică nu sunt cele șapte. Cele șapte sunt metacompetențe. Diferența dintre competențe și metacompetențe este um, la nivel de... Uh, cum e diferența dintre inteligență, deci IQ și IQ. Deci trebuie să le avem pe ambele Competențele despre care, care sunt acum proiectate pe slide pentru domniile voastre sunt în trei cutii uh, așezate Prima cutie eu o numesc managementul eficienței proprii Adică uitați-vă dacă voi uh, nu știți cum să fiți cu voi înși vă eficienți Dacă voi nu v-ați pus în ordine viața munca, time managementul, scopurile, nu știți cum să faceți PDCA pentru propria voastră viață, cine din voi știe ce înseamnă PDCA? Dacă știe cineva să scrie. M-aș bucura tare mult. Dacă nu puteți să faceți PDCA pentru propria voastră viață, nu o să puteți să gestionați nici măcar un om. În această cutie introducem cele patru competențe fundamentale de bază. Autodezvoltare, e clar aici, trebuie să ne dezvoltăm, să citim, să învățăm. Fără asta nicăieri, luarea de decizii e mai complicată aici. Există niște instrumente din spate importante, instrumente de back office de luarea deciziei. O să vorbim un pic astăzi despre asta. Comunicare deciziei. Foarte mulți manageri iau decizii foarte bune, le comunică prost și de asta nu au rezultat. Și planificare. Să poți să-ți pui scopuri după smart, după agile, după ce teorie vrei, dar să știi ce scop are ziua ta de astăzi și ce scop cea de mâine și care sunt scopurile în cele trei luni și să le poți să, dele să le defalchezi în fiecare zi și pe fiecare oră. A doua cutie, managementul activității a angajaților. Sunt uh, uh, competențele hard aici, delegare, coordonare, reglementare, control, motivare și conducere. Și ultima cutie la care nu ajung toți, nici proprietari, nici conducători, este managementul influenței. Atunci când faceți coaching, adică puteți instrui pe alții cum să instruiască, Carența, una dintre cele mai mari carențe la nivel de management și de competență este competența de a învăța alte persoane să facă ceea ce poți să faci tu cel mai bine suntem încă destul de negeneroși la acest capitol și suntem încă destul de lenoși la acest capitol. Leadership și comunicare. Uitați așa, dragi prieteni, puteți să faceți o poză acestei imagini și să păstrați cu voi aceste competențe, pentru că dacă sunteți conducător, va trebui să vă întoarceți la fiecare din aceste competențe și da, să aveți la activ măcar două, trei cărți citite fundamentale, conceptuale, pe fiecare competență. Acum, de fiecare dată mă întreb, cum, doamne, un medic nu poate accede în sala de operație fără să aibă rezidențiatul, practică, case instruire, dar un director poate accede la masa ședinței peste o zi după ce s-a spus că este director. Nu pot să-mi explic asta, dar probabil pentru asta sunt webinariile, cărțile și tot așa. Deci asta vă rog, să citiți Cărțile necesare pentru ca să vă dezvoltați aceste competențe, ele se dezvoltă, ele nu sunt rocket science, se dezvoltă și puteți să le aveți la activ. Dar astăzi eu despre altceva, astăzi eu despre câteva principii de bază și câteva metacompetențe care ne influențează viața noastră de management. Stați um, strâmb, acolo unde stați, în mașină sau acasă sau pe pat, și gândiți drept atunci când vă vorbesc de aceste principii. Până un alta și până îmi beau eu apa, un păhar cu apă. Spuneți-mi și voi dacă intră informația care am, am spus-o până acum, dacă e util pentru voi și dacă este cu plus interesant să mergem mai departe. Bună treaba asta, responsabilitățile cumva erau clare, dar instrumentele cum le pot obține nu. Da, Ana, pentru că foarte mulți acum directori și manageri se duc în zona conceptuală și nu în zona instrumentalistă tehnică. Iar atunci când deviezi sau hipertrofiezi, adică citești foarte multe cărți de motivare, dar nu știi efectiv cum într-un excel să construiești un sistem motivațional tehnic pentru o întreagă echipă, atunci ești lipsit de hard skills. De aceea, în management, competențele care sunt, de exemplu, planificare, se traduc în instrumentariu, de exemplu, Asana sau Trello sau... Um, Alte instrumente de planificare. Adică atunci când un director vorbește despre competențe, alias trebuie să aibă și instrumentare tehnic prin care își dezvoltă aceste competențe. Asta uită foarte mulți directori, că merg în zona de da, trebuie să fac asta, da, pot să fac asta, da, am citit o mie de cărți pe cum să motivez personalul, dar hai construiește un sistem de echipe or Performant în Excel care să demonstreze cumva competența ta. Bun! Aceste plusuri sunt o bucurie pentru mine. Haideți să vedem principiile de bază ale managementului. Ceea ce o să vă spun în continuare, nu am găsit în niște cărți luate ca atare și rezumate în niște cărți, dar am dedus eu în viața zi de zi la clienți și să știți că multor directori și proprietari li se dă foarte greu înțelegerea acestor principii și am văzut sute de oameni care au trecut prin traininguri alte ori offline, care dau din cap și zic da, 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 e adevărat, dar în realitate, în sufletul lor, nu cred în asta. Și dacă nu se să depășiți cu sufletul și nu o să înțelegeți că ăsta este adevărul, nu o să puteți să schimbați lucrurile în firma, în departamentul vostru. Primul principiu. Tot, dar absolut tot, colegi, ce se întâmplă în firma, în departamentul tău, în echipa ta, este rezultatul propriului tău management. Ce trebuie să înțelegem? Trebuie să avem un internal focus control foarte dezvoltat. Ce înseamnă asta? În tot ce se întâmplă, să proiectăm vina sau responsabilitatea pe noi înșine. Nu ne-a reușit să ne îndeplinim targetul. Eu sunt de vină, nu am putut să manageruiesc. Nu îmi reușește să conduc echipa. Eu sunt de vină. Echipa este răzvrătită. Eu sunt de vină. Nu învață oamenii mei să fie mai buni, eu sunt de vină. Tot ce se întâmplă e rezultatul managementului. În momentul în care voi veți gândi, veți simți acest principiu, în acel moment se va schimba contextul vostru. Nu deodată și nu uh, uh, cu rezultat imediat. Dar în timp veți înțelege, cu cât mai multe întrebări vă adresați vouă înșiva, vă proiectați vina și responsabilitatea pe interior, cu atât mai faine decizii veți lua și în timp oamenii vor deveni o oglindă sinceră a tot ceea ce sunteți. Este ca și în parteneriat și în viața de familie, dacă vreți, tot ce se întâmplă este rezultatul propriilor noastre acțiuni. Asta nu este, o, cum să zic, nu este o cruce pe care trebuie să o ducem. Este o mare minune să poți tu să schimbi propria viață și în consecință viața oamenilor tăi. Eu am dese cazuri când directorii mă întreabă, hai că intru în teren aici, am dese cazuri când directorii mă întreabă, da, Alina, sunt foarte, foarte neascultători și, și neresponsabili oamenii și le-am zis să nu întârzie dimineața și continuă să întârzie. Ok, și când încep să dau întrebări ca să-mi dau seama ce au făcut în mod exact. Acest director aflu, de fiecare dată aflu unde este problema. Aflu că după ce o zis să nu întârzie, întârzie el la doua zi. După ce o zis echipei să nu întârzie, chiar dacă a întârziat cineva, el nu a luat atitudine pentru că s-a gândit că eu n-am văzut, că tu n-ai văzut, că eu n-am văzut. Chiar dacă o spus că a întârzie, o spus pe jumătate de gură și o dat de înțeles că se poate de întârzia, dacă totuși există o apocalipsă. De fiecare dată există un spațiu de mediocritate care este umplut, fie cu tăcere, fie cu o privire, fie cu aia-ia management. Dar de fiecare dată văd directori care proiectează vina în angajați și se așteaptă să facă rezultat. Nu există așa ceva. Dacă vă asumați vina, o să aveți rezultat. Dacă nu vă asumați vina, vina și responsabilitatea. Nu -o, o să existe rezultat. Adică tu vrei să spui, Alina, că uh, acest angajat a furat de la mine baza de clienți și asta tot e responsabilitatea mea? Da. Cel puțin pentru că nu ai selectat corect angajații la început. Adică din trecut. Da. Și dacă îți pui această, acest context în față, atunci zice, ok, ce învăț din asta? Ce învăț din asta? Învăț să uh, nu mai dau acces la bază de date fără ca să securizez. Învăț să nu permit downloadarea bazei de date. Învăț să trec din Excel la CRM. Învăț să securizez parole. Învăț ceva din asta. Ok. Al doilea principiu. Productivitatea angajaților depinde de calitatea managementului și este uh, rezultatul calității managementului. Poate ați văzut, poate nu, dar eu am văzut că oameni, aceiași oameni, sub diferiți directori, lucrează diferit. Am văzut colegi într-o echipă care munceau lâncezit, mediocru, adormit dormit și... Uh, Vaccinați de, uh, 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 cum să zic, uh, emoții ancestrale de a, de a sta liniștiți și de a nu face nimic, am văzut aceiași oameni în acest fel lucrând sub un director, și i-am văzut sub un alt director de parcă avea un motor cosmic undeva proiectat. Ce s-a întâmplat cu ei? Nu sunt aceiași oameni? Sunt, doar că primii munceau sub un director mediocru și el. Neînțelept și el în ale managementului, nedoritor să schimbe viața companiei a lui și a oamenilor, și cei de-al de -al, de -al doilea director era unul performant, așezat, responsabil, reglementat, foarte adecvat, cu toate competențele la activ și bun comunicator, care a dat din start de înțeles cum se muncește în compania noastră și cum nu. Deseori, o astăzi vom vorbi și despre pedeapsă, o pedeapsă la timp executată, îți face echipa performantă. Ori noi suntem mai mult tentați să lungim pedepsele și să le acordăm doar atunci când copilul nostru efectiv se urcă pe masă și începe să țipe în gura mare. Faceți această proiecție pe angajat și e același lucru. Sunteți cu mine? Și sunteți gata să aflați celelalte principii? Este cineva dintre voi care nu este de acord cu aceste principii și vrea să-și spună opinia în chat? Știu că nu suntem la egal, eu sunt da, am posibilitatea să vă vorbesc, iar voi nu. Dar dacă aveți idei care ar trebui să le văd și eu, spuneți-le, de ce nu? Bun, principiu 3. Bun. Calitatea managementului trebuie să crească mai repede decât crește prețul pe resursa umană. În mod practic, asta înseamnă că angajatul pe care l-am luat astăzi cu 7.000 de lei, peste un an va vrea 8.000 de lei, iar peste 3 va vrea 13.000 de lei. 90% din acești angajați nu fac muncă mai multă, mai performantă, mai eficientă decât cum făceau cu 3 ani în urmă când primeau 7.000. Ei exercită aceeași muncă la 7.000 și atunci când vor 13.000. Ce înseamnă pentru mine asta ca și director? Înseamnă că trebuie să fiu într-atât de bun manager, să am atât de importante instrumente, atât de interesante instrumente, ca să-i dau lui 13, dar să pot să scot din el eficiență de 13. Dacă înțelegeți ce am în vedere în mod exact, vreau să cresc acest angajat încât cu drag să-i dau mai mulți bani, dar el cu drag să devină mai eficient Din păcate ce văd eu în companie este că mărim salariile an de an pentru oameni care an de an devin din ce în ce mai mediocri Care în, ultimul trei, în ultimii trei ani nu au avut nicio examinare în firmă Care nu au avut nicio examinare pe produs, nicio examinare pe procese Care nu știu exact ce au de făcut și chiar dacă știu ce au de făcut știu cum să nu și să nu fie prinși pentru că nu și um, adevărul că angajații noștri, exact ca și copiii noștri, sunt foarte inteligenți și foarte repede găsesc călcâiul lui Achille și o să apese pe acest călcâi al vostru ca și manager pentru ca să-și justifice mediocritatea. Uh, să nu vă sperie termenul de mediocritate, suntem oameni. De aceea, tot ce putem să nu facem, nu vom face. Bun. Forța conducătorului și forța regulamentelor. Cine pe cine este al câtelea principiu este. Cine e le numărat? Forța conducătorului și forța regulamentelor. Dragi colegi, deseori, managerii și conducătorii sunt atât de încrezuți în mușchii lor manageriali, încât foarte mult diluează importanța regulamentului și pun multă importanță pe voce și pe ceea ce zic. Eu sunt pentru forța sistemului, iar sistem înseamnă regulamente scrise, proceduri, videoinstrucțiuni, semnat de regulamente, fișe de post, KPI-uri, rapoarte, operațional, fișe de creștere personală, examinare. Sunt pentru asta, pentru că asta crește puterea managementului. Am văzut directori care venind într-o funcție se gândeau că cu cât mai puține regulamente va avea firma, cu atât mai puțină gen birocrație va fi și cu atât mai entuziaști și in, cu inițiativă vor fi oamenii și ei acești directori vor să mă convingă pe mine care am văzut sute ca ei, L scuzați mi lipsa de modestie, dar uh, păi, 4 3 sau este cineva cu cinci. Vor să mă conving eu pe mine că nu funcționează regulamentele. În țara noastră funcționează forța cuvântului. Bătaia e sfântă, știi? Că dacă nu pocănești la fund un copil sau dita mai peste obraz, nu te ascultă. Dacă sunteți astfel de conducător, admiteți ipoteza că atunci când ai două picioare, ca și om, ești echilibrat, adică mergi cu stângul, mergi cu dreptul, adică decizi cu care mergi, iar atunci când ai doar un singur picior, Vorba fiind, doar accepti că există doar forța cuvântului. Sau sunt unii care, să știți, s-au închis în biroul lor și acceptă că există doar forța regulamentului. Ești schilod. Adică ești un director schilod care ai doar un picior. Aveți grijă să nu mergeți doar cu un singur picior, dar să credeți că sunteți pe porșu și îi dați cu veteză maximă când de fapt frânați ca o broască țestoasă. Ce vreau să zic este că nu cine pe cine, cuvântul meu sau regulamentul, ce și cuvântul meu contează și vreau să reglementez managementul și verbal și prin ședințe și prin impactul pozitiv al comunicării mele, dar la baza companiei, firmei sunt regulamente, procese, sisteme care trebuie respectate, dar pentru a fi respectate trebuie scrise. De ce? Ca să avem aceeași viziune despre cum sunt ele și ce respectăm până la urmă fiecare din noi respectă ce vrea sau ce e scris. Dacă v-am convins aici, haideți să trecem la celălalt principiu. Este un principiu bun care ne duce în zona de psihologie. Apropo să știți că în ultima perioadă tind să. să vreau să trimit fiecare nou director la psiholog. Psiholog, la psiholog. Și voi face astfel de teste în echipele cu care muncesc. Se ascund foarte multe rebuturi acolo în creierul nostru Și niciodată nu știi cui dai frâi, frâiele de conducere Poate este un om într-atât de complexat încât ciobanul cu bâta mână îți ucide oile Dar poate este un om um, slab de fire și nu va putea să mențină performanța Dar poate este un om care întâi de toate trebuie să-și rezolve chichiuțile din propriul lui suflet Gândiți-vă la asta, poate are sens Cunoștințe despre natura umană. În mod particular aici mă refer la adevărul absolut. Tot ce putem să nu facem ca și oameni nu vom face. De aceea competența de control este una irefutabilă în zona de management. Dacă nu aveți, dezvoltați-o. Control nu înseamnă neîncredere, control nu înseamnă abuz, control înseamnă să știi. Că oamenii, dacă nu sunt controlați mult timp, nu vor mai face. Pentru că sunt lenoși, așa e natura umană. Noi vrem să ne conservăm, nu să evoluăm. Vedeți cât de tare ne doare evoluția? Nu știu cum voi, dar eu când sunt într-o zonă de evoluție fizică am durere. Adică eu, dacă trec printr-o zonă de creștere, am dureri fizice în coșul pieptului. Simt că nu am aer zile, luni, perioadă în care trec dintr-o scară în alta. Păi, dacă nu simțiți treaba asta, n-ați ajuns încă acolo. Sunteți în dreptul cutiei de confort. Ar trebui să trăiți treaba asta odată în an, cel puțin, ca să simțiți cum vă rupe. Uh, da. Deci simțiți că creșteți. Dar oamenii mainstream nu fac ceea ce știu că nu este controlat și mai ales încă dacă ajungem în zona că ei cred că nu trebuie. Recent aveam o ședință în care discutam despre reglementarea sistemului de vânzări și vorbeam despre ce trebuie de făcut, cum trebuie de făcut, cum descris în cartela clientului și toate detaliile de genul ăsta. Și uh, un coleg mi-a spus din echipă mi-a spus că eu nu cred că asta ne aduce rezultat și eu nu voi face asta. Um, păi dacă acest om plus că nu crede va rămâne necontrolat veți ajunge cu un sistem în colaps. Că nu vreți asta, controlați-vă oamenii. Bun. Subalternul este produsul managementului dumneavoastră. Sunt doar două căi aici. Dacă nu vă place omul, învățați l Dacă nu ajunge să fie învățat, eliberați-l. Am foarte mulți directori care îmi zic despre omul lui și mi-l transcribează și îmi spun cum este, ce este, și eu zic de la afară. Schimbal, Găseșteți altul. Nu e pentru tine. Nu e pentru echipa ta. Nu sunteți pe același vibe. Ai făcut tot ce ai putut pentru el. L-ai învățat? Ai încercat? Da, am făcut tot. Ok, schimbă -l. Ei, cum să-l schimb? Ei, ha. Cum poți așa ușor să zici să-l schimb? Păi, sunt doar două drumuri. Ori îl înveți, ori îl eliberezi. Dar nu stai în drumul în care tot, te, tot, te tot milogești că omul tău e mi de ocru, că îți duce compania în uh, fundul râpei, că nu-ți place de el și umbli cu jăluitul în tot orașul la toți consultanții. Dar când ți se spune franc în față, schimbă-l, de ce nu vrei să-l schimbi? Ce, te, ce de ce? Și o să vă spun de ce. Pentru că pentru a angaja un om nou trebuie să pui anunț de recrutare pe o mulțime de platforme, să strângi CV-uri, să faci această recrutare. Nu este clar că vei găsi un bun, nu ai un sistem de inducție și atunci, ghiciți ce, mediocritatea minții noastre alege din două rele ce este mai bun. Cum ar veni un om nou care nimic nu face și nu face nici măcar ce face ăsta vechi sau ăsta vechi care măcar ceva face, dar încă nu a scuipat în fața mea direct. Mie nu-mi place și eu sunt total departe de a alege dintre două rele. Eu sunt pentru a alege dintre două sisteme care sunt bune, dar o alegem pe cea care produce performanță și, long term, vedem că putem investi în ea. Sisteme corelați cu oamenii, dacă vreți. Ok, cred că sunteți nerăbdători să vorbim și despre cele șapte metacompetențe propuse în acest webinar. Uitați, le avem aici proiectate pe slide. Pentru prima dată într-un webinar, într-un curs public, cumva deschis, vorbesc despre aceste metacompetențe. Îmi sunt foarte dragi sufletului, nu le găsesc destul de des, din păcate, în directorii și managerii noștri. Încă văd manageri care... Dacă au ajuns în funcția asta, cred că gata sunt și formați pentru funcția asta, ori nu este așa. Uh, și astăzi îmi va fi drag să vorbesc despre aceste metacompetențe, uh, pentru că sunt și contextuale, adică trăim într-o perioadă în care, iată că directorii deja conduc cu trei generații odată. X, Y și Z. Sunt companii în care văd toate trei generații odată și... Uh, uh, aceste trei generații se intersectează și necesită competențe diferite de conducere. Haideți să vorbim despre cele șapte metacompetențe. Prima metacompetență mi se pare cea mai importantă în mod real și încep cu ea, eu o numesc harta mentală adecvată. Ce înseamnă harta mentală? Înseamnă viziunea omului despre el însuși într-un context anumit. Înseamnă setul lui de valori, ce este corect, ce nu este corect, ce se poate, ce nu se poate, ce este permis, ce nu este permis. Um, harta mea mentală îmi spune că este permis să eliberez un om dându-i șansa la un alt job să se deschidă și să angajez un alt om mai bun în locul lui. Iar harta mentală a unui alt director este contrar uh, a ceea ce vă spuneam și el o să zică, nu este corect să dau afară pe nimeni din firmă. Sunt responsabil de viața și de familia lor. Nu pot să-l dau afară, chiar dacă nu lucrează bine. Continui ani de zile să cred că se va schimba. Înțelegeți cum harta mentală a noastră poate să determine deciziile noastre. Într-o negociere, harta mea mentală și valorile mele sunt într-un fel și îmi permit să emit anumite ipoteze și să cer anumite prețuri sau anumit tip de serviciu sau anumit livrabil și celălalt, cealaltă persoană are o cu toată altă harta mentală. Diferența dintre hărțile mentale a directorilor impactează extrem de mult deciziile pe care le iau. Ce am văzut eu din ce se constituie în mare parte o hartă mentală? Din ceea ce numesc eu frumos cred, fonetica realității? Ce înseamnă fonetica realității? Înseamnă. Exact ca și fonetica, adică avem cuvântul mama, dar este compus din două consoane și două vocale. Să le luăm separat, parcă nu ne e, ne e peste mână, este mă, este a, intră în alte cuvinte. Păi fonetica este ceea ce merge paralel cu viața noastră, este backup-ul vieții noastre și se așează pe subconștient și apare în conștient atunci când e cazul să luăm niște decizii. Fonetica realității sunt oamenii cu care stăm cel mai des. Și vrem sau nu vrem, ne impactează mintea. Fonetica realității sunt uh, ceea ce ascultăm în mașină. Cine din noi ascultă radio și cântece, cine din noi ascultă traininguri, este fonetica realității, pentru că ne setează mintea pe un anumit vibe și începem să uh, simțim diferit. Fonetica realității este ceea ce mâncăm, cineva o să mănânce toată viața. Într-un fel, și chiar dacă o, o, se va duce într-un restaurant cu culinărie mișlin, nu va simți gustul și va zice cum, unde sunt pastele mele cu crem voște acolo gust. Deci fonetica realității este ceea ce ne permitem noi să dezvoltăm în noi ca și oameni și ne permitem să lăsăm în viața noastră foarte des. E, e clar aici, televizor, ce urmărim, ce facem unde facem ceea ce mâncăm. Harta mentală vine și din convingeri și din paternuri. Ce am în vedere aici sunt foarte mulți directori, oameni, manageri care sunt închiși, adică nu admit ipoteze. Uite, nu admit ipoteza că s-ar putea să n-ai dreptate? Orice ipoteze, nu admit aceste ipoteze. Nu admit ipoteze care vin dinspre angajați, ipoteze care vin dinspre proprietari, și aici mi se pare un lucru extrem de uh, nevoiaș, pentru că dacă nu admiți ipoteze, nici nu vei admite că nu admiți ipoteze. Și e extrem de greu să lucrezi cu acești oameni. Eu au directori în fața mea cărora le ziceam și sunt obișnuită să vorbesc direct. Le ziceam, tu ești cel care procrastinezi și oamenii învață de la tine. Tu ai promis că în trei zile vei face asta și nu este atât de greu de făcut, dar n-ai făcut nici, n-ai anunțat că n-ai făcut nici, nu te-ai scuzat că n-ai făcut, că și un director își cere scuză. E problema ta, oamenii învață de la tine. Și directorul se uita, și unii din ei îndrăznesc să-mi spună că nu am dreptate, alții din ei pleacă acasă cu această ipoteză, și foarte puțin din ei zice: Da, cred că are sens ceea ce zici. Dacă admit că învață de la mine angajații mei, înseamnă că nu vreau să fiu un model de urmat. Asta înseamnă hartă mentală. Bineînțeles, cărțile, oamenile, oamenii și instruirile. Dragi directori, dacă ați ajuns director, nu mai citiți aceleași cărți pe care le citesc angajații voștri, citiți cărți fundamentale, sistemice, conceptuale, spuneam deseori treaba asta, care sunt greu de citit. Dacă vă prindeți că citiți o carte și stați așa și aici televizorul lucrează, iar aici copiii mănâncă și voi citiți o carte și vă pare super faină cartea și se citește ușor și este despre management... Să știți că nu e cartea potrivită. Cărțile pe care le citiți trebuie să vă violeze creierul în mod direct, adică să stați cu pix și foaie să notați ceea ce ați notat, să implementați. Numai în felul ăsta veți crește. Uh, și stereotipuri dinamice dezvoltate forțat. Uh, istoria stereotipurilor dinamice este istoria... Uh, ați auzit-o, istoria obiceiurilor încetățenite. Cineva zice că avem nevoie de 20 de zile pentru un obicei, cineva zice că avem nevoie de 60 de zile pentru un obicei. Eu am văzut în management că pentru a introduce ședințele de vânzări e nevoie de 6 luni obicei și tot după ce plec din anumite firme nu mai fac șefii de vânzări ședințe pentru că ce am să vorbesc la aceste ședințe, totul e clar pentru toți. Stereotipul dinamice este să te ții forțat de un obicei chiar dacă nu știi, atenție, asta e fenomenal, chiar dacă nu știi ce rezultat îți va aduce acest obicei. Adică eu nu știu încă ce rezultat o să-mi aducă faptul că am ședință cu oamenii mei de deschiderea săptămânii în fiecare luni. Nu știu. Dar după trei luni mă uit în spate și zic, extraordinar, câte idei am scos de aici, câte am implementat, cât de bună comunicare am avut, cât de faine ne simțim împreună, ne place ceea ce se întâmplă. Dacă știam asta de la început, făceam asta cu 5 ani în urmă. Dar bine, adevărul e că suntem oameni, nu avem cum să știm ce o să fie decât doar trecând drumul rezistenței la schimbare. Directorii sunt unii dintre cei mai rezistenți oameni la schimbare. De ce? Pentru că impactează propriul lor KPI. Adică dacă zici unui vânzător, hai să punem un sistem, el e rezistent la schimbare în limita și în cadrul fișei de post a lui. Dar când îi zici un director, hai să punem un sistem de vânzări pentru toți 30 de vânzători ai tăi, el o să se gândească, vă leu, doamne, într-un anumit moment pot să rămân fără oameni, într-un anumit moment pot să nu vrea să facă ce zic eu, îmi scade legitimitatea puterii. Nu, nu facem asta, nu e oportun. Și în acest moment s-a dus în mediocritate și a acceptat să fie slab, nevoiaș și să nu se dezvolte. El, în primul rând, ca și manager. Ghiciți ce o să facă echipa lui? Același lucru cu atât mai mult. Exigența. Dacă e ceva pe care aș miza, este exigența unui director. Ceea ce văd în mod real este acceptarea mediocrității. Acceptarea mediocrității se vede în lucruri mici. Într-un Excel care nu este denumit corect și directorul primește și nu spune persoanei că ar fi fost bine să aibă o denumire Exact, conform la ceea ce prezintă acest Excel. Data viitoare te rog să ai grijă la acest aspect. Într-un CRM care a cărui tranzacții sunt fără sarcini. Într-o ședință la care directorul se prezintă fără proces verbal. Într-o discuție cu cineva pe care directorul nu o rezumează la final într-o acceptare a prafului imediat după ce persoana de serviciu și-a făcut jobul. Într-o înțelegere că toți suntem oameni și putem să greșim și acceptarea acestei greșeli la toate nivelurile, nivelele, putrezește extrem de mult sistemul. Gândiți-vă că nu suntem exigenți. Gândiți-vă că suntem obosiți în rolul ăsta și acceptăm mediocritatea. Ok. A venit la 9 și 5 minute. What? A... Adică am întârziat un pic ce numai decât să-i spun că 5 minute, da. Eu am un client cu care lucrez deja de 2-3 ani, cred că, și de fapt sunt un fel de interim manager, pe dezvoltare acolo în echipă. Și vin în fiecare în una din zilea săptămânei și vin la 745 dimineața. Pentru că sunt obișnuită eu să vin la ora asta, dar și pentru că aștept să văd când vin oamenii la birou. Și unii din ei vin la 8 și un minut, iar alții din ei vin la 8 și 5. Și urmăresc dacă directorul la ședința la care ne adunăm spune despre asta și notifică că uite, am văzut că ai venit la 8 și 1 minut, iar pentru noi asta înseamnă că te vei așeza la computer la 8 și 10 minute, plus împreună cu cafeaua. Asta înseamnă că în 10 minute am pierdut 10 apeluri care pot veni și am pierdut două tranzacții care au venit de pe site. Uite, asta este impactul în firma mea la faptul că ai venit la 8 și 10 minute. Nu de alta, dar conform calculului financiar, asta ar fi vreo 3.000 de lei. Iar dacă faci asta de 3 ori în săptămână, asta ar fi 30.000 de lei, iar salariul tău este de 9.000 de lei. Deja ai 2 uh, luni în plus lucrate. Degeaba. Vrei să se întâmple asta? Oare e comod pentru tine așa? Ceea ce vă spun acum e un model de comunicare, dar în realitate nu asta mă interesează. Mă interesează de ce directorul nu se apropie de fiecare om să-i spună am văzut că ai venit cu 5 minute mai târziu. Ce s-a întâmplat? Cum poți să te ajut să nu vii cu 5 minute mai târziu? Să știți, un mecanism extrem de important în management este să generezi rușine. Dacă ai reușit, prin discuția frumoasă, fermă, dar caldă, care o ai cu angajatul tău, să-i scoți roșu în obraj, în obraz, ți-ai făcut jocul. Gata, e minunat. Nu a acolo, omul a înțeles că este rușine, perfect. Eu am avut. Ședințe de bord. Am avut o ședință de bord în care directorul a, 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 a aruncat cumva alături de, alături de urnă ceva și a văzut că a urcat alături de urnă, dar a să înceapă ședința și a venit, nu a ridicat. Și eu am întrebat, vreau doar să te întreb, conform înțelegerii tale a lumii, cine trebuie să ridice hârtia? E o întrebare simplă un răspuns simplu pot am. Cine trebuie să ridice hârtia? Și am văzut că îi apare roșu în obraz. Nu a putut să zică persoana de serviciu. Și nu a putut să zică că eu, pentru că trebuia el să ridice. Dar despre ce este vorba? Dacă l-am rușinat, mi-am atins scopul. De management. Adică l-am făcut mai bun. Adevărat, Victoria, Poți veni la 8 și să nu faci mare lucru. Eficiența contează, nu cele 5 minute. Dacă ați fost de la început de webinar, probabil ați reținut metafora celor două picioare a unui om. Lumea nu este alb și negru. Nu este eficiență și 5 minute. Există două picioare pe care mergem. De aceea vreau ca angajații să fie disciplinați să vină la 8 și să fie eficienți în ceea ce fac. Nu există alb și negru. Există o multitudine de lucruri pe care trebuie să le facem. De aceea, dacă un angajat îmi spune, doamna Lina, știți, eu vin la 8 și 10, fac de 10 ori mai mult decât cel care vine la 8, atunci o să zic, atunci în cele 10 minute mă privezi pe mine ca și angajator să faci de 10 ori mai mult în cele 10 minute. Cum putem obține să vii la 8 și să faci de cele 10 ori mai mult? Uh, nu uitați despre faptul că disciplina este apanajul unei companii care are sistem. Dacă nu există disciplină, nu există management și nu există sistem. Sorry, asta e. Alina, spuneți foarte bună întrebare. Spuneți-mi, vă rog, în caz când întreprinderea nu achită la timp salariu, directorul poate să facă observații referitor la disciplină? Ia spuneți-mi, vă rog, în caz în care eu nu fac cina în fiecare zi, soțul meu are voie să aibă amantă? Cum vi se pare asta? Dacă înțelegeți mecanismul din spate, probabil v-ați prins. Ce are una cu alta? Dacă compania are regim de la 8 la 5, eu ca și angajat, respect cu respect acest regim. Dacă directorul nu îmi plătește salariul la data din tâi, cum mi-a promis, eu decid nu să fiu rău și să nu respect disciplina, ci să schimb compania. Adică, dacă soțul meu nu este ok cu faptul că nu fac cina în fiecare seară, nu trebuie să-mi o întoarcă. Trebuie să-mi spun asta și printr-o alegere frumoasă de respect să-și găsească o altă femeie și eu să fiu ok cu asta. Nu știu dacă metafora v-a prins, dar mi-a venit prima. Ca să înțelegeți că nu are nicio legătură. Nu trebuie să fii tu mai rău ca și angajat. Dacă directorul tău e rău, trebuie să-ți cauți un director bun, dar nu să devii tu mai rău. Dacă asta e, v prins la ce-am avut în vedere. Dacă țin cont la ora sosirii, trebuie să ți și să plătești și overtime-ul. Depinde și de regulile care sunt în companie. Uitați-vă când intrați ca și angajați. Înțeleg, Mihaela, că sunteți angajat. Nu sunteți în zona de management. Dar it's ok. Atunci când faceți niște aranjamente și sunteți ok cu asta, atunci sunteți corecți cu asta. Iar dacă nu mai sunteți ok cu asta, ieșiți din firmă. Nu poți să înțeleg angajații care devin mai răi pentru că firma e mai rea cu ei. Păi tu ești mediocru cu tine însuți. Ești din firmă și fii bun în continuare. Asumarea responsabilității. Sunt două lucruri aici care mă interesează. Și sunt sfinte pentru directori. Dragi directori, manageri și proprietari, succesul este întotdeauna al echipei. Nu există succes care va aparține vouă niciodată, sub nicio formă. Asta cel puțin să o spuneți voi. Bineînțeles că în suflet știți că e grație vouă, dar niciodată, niciodată nu fiți atât de uh, um, egoiști în, 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 în ceea ce spuneți să vă asumați succesul. În momentul în care v-ați asumat succesul, v-ați aruncat oamenii sub autobuz. În acel moment oamenii au înțeles. Nu vreau să am încredere în acest boss, pentru că și asuma munca mea grea. Eșecul, în schimb, este al tău. Eșecul este al tău, nu este al oamenilor. Este pentru că tot ce se întâmplă în companie e rezultatul managementului. Iată de ce se plătesc bani grei pentru această funcție. Da, dragi colegi, această funcție este plătită pentru că presupune responsabilitate. Pentru că dacă eu, ca și proprietar, te plătesc pe tine, ca și director general, de 10 ori mai mult decât plătesc un middle management, sau poate chiar o funcție de rând, mă aștept când te întreb de ce nu este îndeplinit planul de vânzări, să nu zici, vânzătorii sunt proști, dar să-mi zici, eu sunt de vină, eu nu mi-am dat seama cum să fac asta încă, eu nu m-am prins, eu n-am controlat, eu n-am schimbat oamenii potriviți la momentul potrivit, eu sunt de vină. Eu voi da zeci de multe a, bife, plusuri, dacă vreți, steluțe la karma acelui director care zice, eu sunt de vină, eu voi rectifica vina. Eu voi vedea ce pot face și o să mă distanțez extrem de mult și o să rog proprietarii să se distanțeze extrem de mult de directorii care zic um, Directorul de vânzări divină, de um, La el întrebați. Um, financiarul e de vină. Uh, Ăsta e de vină. Păi tu pentru ce îți primești banii? Nu cumva pentru ca să-ți asumi responsabilitatea? Haideți să vorbim lucrurilor pe nume. Dacă tot avem un salariu atât de mare, pentru ce se achită? Se achită pentru că să dăm oamenii sub autobuz? Sau se achită pentru ca să acceptăm incompetența noastră și asta este o premiză a creșterii? O să mă uit în comentarii, acum. Sunt director financiar, nu am cerut oamenilor să vină la o oră fixă niciodată. Mihaela, foarte bine! Înseamnă că în cazul companiei în care munciți, asta funcționează și sunt ok cu asta. Dacă asta funcționează, asta va aduce rezultat. Asta este în disciplina companiei voastre, asta este acceptat, super fine, foarte fine. Eu am multe companii în care există un management verde, adică poate ați auzit de conceptul spiralei dinamice, atunci când oamenii efectiv vin la lucru în perimetru orii 8 și 10. Când vrei tu dintre 8 și 10 și pleci de la lucru dintre 5 și 7, când vrei tu pleci în orele cele și nu te controlează nimeni, dar sorry, mai puține ajung la această performanță. Trebuie să ai un nivel de conștientizare maxim ca să ajungi la performanța asta. Oxana, spune-mi, te rog, dacă ți-am răspuns și dacă te-a satisfăcut răspunsul meu. Managementul întotdeauna caută, așa zis, a poliție. Adrian, mă tem de cuvântul întotdeauna. Întotdeauna mă tem de cuvântul întotdeauna, pentru că asta înseamnă generalizare. Iar când generalizăm, nu ne ajută pe nimeni. Nu mă ajută să zic angajații mei întotdeauna nu respectă termenele. Pentru că, în primul rând, nu este adevărat. În rândul doi, nu am cum să impactez. A, bun. Asumarea responsabilității. Dacă e clar cu asta, mergem mai departe. Legitimitatea puterii. Sunt patru puncte care le-am scris aici to tocmai pentru că în firul webinarului să le spun exact așa. A, dragi colegi, atunci când conducătorul nostru pentru toată echipa face reguli, dar el se face o excepție din această regulă, legitimitatea se dărâmă. În mod practic, dacă ați cerut echipei respect și prezența la ședință cu 5 minute înainte de ședință, veniți voi cu 10, fiți gazda, arătați că se poate. Dacă ați cerut să vină oamenii la lucru la ora 8, veniți voi la 7.45. Da, așa trebuie, sunteți un role model și vă copie pe voi. Nu pe altcineva. Dacă ați cerut să se îndeplinească într-o anumită formă, un anumit raport, fiți voi cel care arătați cum se face asta și nu trimiteți oamenii într-o zonă totală de neștiință, gen, să te înveți să faci asta, că de asta ești specialist, poți să faci asta. Asta este um, puieril deja în management. Dar continuă să fie. 90% din instrumentariul de management este în zona eu fac, tu nu faci. Răzvan mă sună maxim. Uh, dragi colegi, uh, primesc aici un sunet pe silent care se... Mm. Ok, totul este bine, voi mă auziți, totul este în regulă, sunetul este un leading by example. Da, absolut, nici nu poate fi vorba. Adică este atât de simplu, pare trivial chiar, dar nu se îndeplinește. Legitimitatea puterii asigură constructivitatea dialogului între părți. Atunci când echipa vă percepe nu doar de iure, dar și de facto ca și șef, are respect, iar respectul costă mult mai mult decât titulatura. Și atunci când eu sunt respectată ca și director, o să vorbesc cu echipa mea cu o persoană care poate are ceva să îmi spună legitim, adică constructiv, adică nu o să dau în el, nu o să dea el în mine, o să vorbim împreună despre cum avem un compromis. Cu cât puterea este mai nelegitimă, adică doar pe funcție, uite sunt director, ah, eu sunt șef aici, cu atât mai destructiv este dialogul, adică cu atât mai mult vom da unii în alții fără a avea o soluție. Și poziție slabă este atunci când conducătorul singur nu face ceea ce cere. De fiecare dată văd asta, spun asta direct proprietarilor și directorilor și de fiecare dată văd cum directorii, unii din ei nu acceptă, alții din ei nici măcar în profunzime nu înțeleg cât de mult impactează treaba asta. Eu fiind și mămică a doi copii fenomenali, pentru că sunt ai mei, observ cum educ prin exemplu și văd în copilul meu, Albert, care este deja de patru ani și vorbește foarte bine, văd expresiile mele și văd frazele mele și văd cum mă întreabă, ești supărată? Oare ce pot să fac ca să te ajut? Asta înseamnă că angajații noștri, urmând același model, copiindu-ne pe noi, pentru că învață din imitație, s-ar putea într-un anumit moment să vină să ne spună nu reușesc să-mi fac deadline-ul, Cred că poți să mă ajuți? Și mi se pare un astfel model comunicativ extraordinar atunci când este vorba de managementul contextului actual, care este diferit, nu mai este un management prin puterea funcției, este un management prin legitimitate. Adică oamenii cred că eu pot să-i duc înspre rezultat. Dacă cred, mă ascultă. Înțelepciunea pedepsei. Haideți să vorbim un pic despre cum pedepsim. Pedepsa este un instrument de management și nu trebuie să o lăsăm în uh, s -s 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 josul listei. Este un instrument care îmi place extrem de mult, este un instrument care trebuie utilizat, care deseori nu este utilizat corect. Haideți să vedem un pic de ce înseamnă corect utilizat acest instrument. Nu vă grăbiți să pedepsiți. Nu, nu vă grăbiți să reacționați rapid la dezordine, dezorganizare, încălcare de deadline-uri. Nu vă grăbiți să fiți aricioși. Grăbiți-vă să aflați cauza, să vedeți efectul, să înțelegeți de ce s-a întâmplat asta. Efectiv, dacă colegul dumneavoastră nu a făcut ceea ce i-ați spus, nu vă grăbiți să dați în el. Grăbiți-vă să înțelegeți de ceul din spate. Pentru că, după ce veți înțelege de ceul din spate, el nu va mai repeta. Veți ști sursa. Veți ști sursa problemei, nu doar efectele acestei probleme. Nu vă grăbiți să tratați, nu știu, boala. Grăbiți-vă să vedeți ce uh, vă provoacă. Uh, asta este cu supărările, pentru că un bun director este inteligent emoțional și poate să-și manageruiască emoțiile și poate să-i ardă totul pe dinăuntru, dar să știe să-și țină limba după dinți, să meargă în biroul lui, să se răcească și să analizeze trebuie sau nu, să strige, să umilească, să vorbească urât, să... Dezorganizeze prin aceste acțiuni colectivului Credeți-mă, eu văd directori care strigă, umilesc, um, acționează agresiv, acționează rapid și scuipă decizii Sub forma de ieși afară chiar acum din acest birou Sau sub forma de mm, cuvânt, cuvânt, cu p, cu m, cu s, cu toate și la urmă afară și după asta ne dorim ca acești oameni să ne asculte, să ne zâmbească, să zâmbească clienților noștri. Sub nicio formă nu o să se întâmple asta. Nu pedepsiți în stare de umil uh, supărare. Vă recomand asta și pentru viața de familie. Nu vorbiți cu um, cei care vă sunt parteneri de viață, copii, părinți, familie, nu știu. În stare de supărare, liniștiți-vă. Întâi liniștiți-vă, pentru că dacă vorbiți în stare de supărare, umiliți, răniți. Iar oamenii inteligenți nu vor să fie umiliți. De asta e greu de lucrat cu ei. N-ai voie să-i umilești. Ei sunt uh, uh, autodeterminați, ei sunt autosuficienți. Și dacă îi umiliți, o să zică, ok, mai lucrez în compania asta două luni cât îmi iau salariu dar între timp caut în altă parte unde mă valorizează. Ce credeți? Copiii au nevoie de conectare și de cooperare și de valorizare, dar noi, maturii, nu avem nevoie, dar... Extraordinar de mult contează feedback-ul pozitiv. Feedback-ul, ok, nu ți-ai îndeplinit deadline-ul, dar respect foarte mult că m-ai anunțat despre asta. Te rog în continuare să mă anunți că nu respecti și să știi că nu poți să mă anunți de multe ori, deci de obicei va trebui să respecti deadline-ul. De data asta, te cred. Ok nu pedepsiți ținând morală, pedepsiți prin întrebări. Nu o să ajute cu nimic dacă o să-i spuneți e angajat, nu e bine să întârzi, e foarte greșit ceea ce faci, afectează compania și tot așa. O să ajute probabil mai mult dacă o să-l întrebați, de ce s-a întâmplat asta astăzi? A, au fost ambuteiaje? Dar la ce ora ai ieșit din casă? A, la șapte jumătate, tocmai atunci? Dar dacă ai fi ieșit la șapte, ce se întâmplat? A, nu prinde aia buteiajul. dar de ce nu te-ai gândit să ieși la șapte? Și țineți-l într-un șir de șapte întrebări, o să vedeți cum îi apare uh, o sfecla roșie pe față. Pe de o parte se enervează, pe de altă parte înțelege el, angajatul, că sunteți foarte inteligent. Și de fapt nu am e de vină, da? Faptul că nu s-a trezit el mai dimineața. Nu o pedeapsa, mai este ceva care vreau să, să aveți grijă de asta. Pedeapsa se termină după ce ați dat-o. Deci după ce ați pus angajatului și l-ați pedepsit, nu l-ați umilit, după ce iese el din birou, s-a terminat pedeapsa. Adică când îl vedeți la cafea, îi zâmbiți. Îl întrebați cum merge ziua sau îl întrebați ce face sau comunicați cu el asertiv. Pedeapsa se termină atunci când se dă. Nu mai funcționează, nu știu cum era la voi în copilărie, dar la mine era în copilărie că dacă mi-a mama cu ceva, cu un aia ea, pe urmă toată ziua poate că nu se mai apropia de mine să mă îmbrățișeze sau să-mi zică ceva dulce și simțeam lipsa și simțeam că se lungește această pedepsă, deși de ce ar trebui să se lungească dacă mi-a dat-o deja? Asta se vede în privirea managerului, asta se vede în emoția lui, asta se vede în comunicarea lui, se vede că el încă e supărat. Nu mai ai dreptul să fii supărat dacă tot l-ai pedepsit, ajunge. Și după ce pedepsiți, veți fi un manager de succes, cu adevărat. Dacă, după ce pedepsiți, îl ajutați și îl ajutați să crească, să fie mai bun. Impactul adevărat al conducătorilor este impactul asupra calității omului, adică dacă după ce lucrează cu mine, un om devine mai bun. Asta este rezultatul mare la care pot spera și care mă ajută să înțeleg că îmi fac bine meseria, în afară de KPI-urile hard din afacerea mea, vânzări, marketing, finanțe, HR și tot așa. Dar KPI-ul care mă interesează ca și om este să cresc omul să-i cresc valoarea, să-i cresc competența, să-i cresc responsabilitatea, să-l fac mai fericit prin impactul meu în viața lui. Oare aveți și voi aceste scopuri, prieteni? Oare sunteți și voi pe aceeași lungime de undă? O să-mi spuneți că da. Hai să vedem. Da, o să-mi spuneți că da. Ce ce văd eu în realitate sunt directori și manageri care nu dau nicio iotă pe creșterea propriilor lor angajați care nu întotdeauna se interesează cum pot ei să facă viața angajaților mai bună, care nu au grijă să le asigure un mediu de competență. Vedeți că în acest webinar poate s-ar părea că par spun lucruri contradictorii. Pe de o parte am spus, eliberează-l dacă nu este pentru firma ta. Pe de altă parte, fă mai bun. Păi eliberarea unui om din funcție este să-l faci mai bun, pentru că îi dai ocazia să găsească un alt job în care poate el performa, dacă tot nu-i reușește să performeze la tine în firmă. Acceptă că firma ta nu e singura din lume și undeva el poate să se simtă mai bine și mai valorizat și cu mai multă înțelepciune să își facă meseria. Încă avem de vorbit astăzi. Sunteți în continuare cu mine și sunteți focusați pe ceea ce vorbim și da, vă place ceea ce vorbim? Uitați-vă aici o competență lips importantă și neobservată de mine în cele mai dese cazuri. Se numește, ca și director, apropiete de pradă. Uh, metafora este simplă. Dacă vrei să vezi cu adevărat și să știi ceva, apropiete de acel ceva cât mai aproape. O să vă dau un exemplu din viață. Merg eu la inspectoratul fiscal, cred eram, uh, și stărând Patru oameni, la o ușă, erau într-o instituție de stat și zic, e cine e ultimul? Eu. Dar de când stați aici? De 20 de minute? Dar nu, nu a ieșit nimeni din birou? Nu. Dar este cineva în birou? Nu, nu este nimeni deocamdată în birou și a închisă. Ok. Câte întrebări am dat pentru a afla o realitate? Vreo patru, nu e? Că este, nu este? Ok, vreo patru întrebări. Bun. Ce face un om în mod normal în acest caz? Spuneți-mi voi, după ce află aceste răspunsuri, că stăm de 20 de minute, că eu sunt cu coada ultima, că nu e nimeni în birou, că ușa e închisă, ce face? Ce fac 90% din oameni, 99% din oameni? Ce fac? Ce fac în acest context? Avem un mic delay, dar vreau să văd câteva răspunsuri. Cum credeți 90% din oameni, după ce află această realitate, ce fac? Haideți! Până vă gândiți voi să dați răspunsul. Stau la coadă, se așează în rând, perfect, da! Stau la coadă! Da, dar eu m-am apropiat, pentru că eu sunt obișnuită să mă apropii foarte, foarte, dar foarte aproape, unde, uneori indecent de aproape, de adevăr. Și m-am apropiat și am tras de ușa. Și se deschide. Și intru în interior. Și mă uit așa. Și stau două doamne și nu e nimeni. Și eu zic, este rând aici, sunt patru persoane care așteaptă. pot să intre? Și doamna zice, da. Adică, poți să intre? Și eu zic, puteți să intrați. Și domnul se uită așa și zice, serios? Da? Eu n-am înțeles de ce nu au putut intra. Până n-am intrat eu, că eram la coadă. Și am zis, ok, dar explicați-mi de ce stăteau cei, ceilalți domni. Deci, a, am închis cu cheia ca să mâncăm și după care am deschis. Ok. Adică ușa, într-adevăr, într-un moment era închisă. Dar pe urmă n-a mai fost închisă. Dar era închisă la primul. Dar la ceilalți trei nu mai era închisă. Um, Asta este un adevăr al vieții. Uitați-vă un caz recent de apropiere, dar probabil că în metafora o puteți așeza pe situațiile de management. Este foarte simplu. Um, ai făcut planul de vânzări? Sunt aproape de execuția planului și până la final de lună, cu siguranță ne vom strădui cu mare mult și mult impact și vom face acest plan de vânzări. Ok, Ion, dar care-i planul tău de vânzări? Uh, e... Era vreo 800 de mii, cred. Adică nu știu exact cât e planul tău de vânzări. A, nu, vreo 800 de mii era. A, ok, dar cât ai făcut până astăzi? A, nu știu că nu m-am uitat în cifre. Păi de știi că să-l faci până la final? Iar repede pe e-mail, trimite în fiecare cifră, pe fiecare zi și cu procentul de îndeplinire la zi. Și când vine e mailul vine cu 20% de îndeplinire plan la ziua de 20 a lunii. Unde este problema? În Ion? Nu, în manager care 20 de zile s-a hrănit cu se va îndeplini planul, se va îndeplini planul, totul va fi bine. Un caz recent de apropiere de pradă. Suntem, trăim într-o perioadă turbulentă în zona de medicină și mi-a trebuit să fac multe, multe analize și am mers la un centru privat de analize. Și am ajuns acolo în buna tradiție de deschizătoare dimineața la 7.30, dar n-am avut norocul pentru că erau vreo 20 de oameni înaintea mea. Ok, am stat frumos în rând și până am ajuns eu sus acolo, o doamnă s-a certat că e prea greu merge rândul, cum se întâmplă la noi și că dacă aș fi fost eu, cu, zice doamna, dacă aș fi fost eu cu copil, nu mai stăteam atâta. Și doamna de sus din cabinet zice, ce cu copii pot intra fără rând? Mie mi-a trecut această informație pe lângă ureche, mă duc fac analizele, ies, afară e un rând enorm și în coada rândului stau vreo trei mame în brațe cu copilășii lor, care în mod normal ar trebui să intre peste vreo patru ore după calculul meu. Și m-am dus la cele mame și am zis, puteți să intrați fără rând. Nu vă faceți nicio grijă, mamele cu copii intră fără rând. Unu, că am făcut eu o faptă bună și m-am bucurat. Doi, că mama s-a bucurat, mamele s-au bucurat. Dar trei, că mi-am pus întrebarea, de ce nu s-au apropiat de pradă mamele? De ce nu au mers sus cu încredere să zică putem să intrăm fără rând pentru că stăm cu copiii? De ce? Pentru că nu avem obișnuința să ne apropiem. Pentru că uh, întrebăm și ne mulțumim cu răspunsuri mediocre și, mediocre și nu ne apropiem pentru că asta necesită efort. Păi da, dragi manageri, fără efort nu să obțineți rezultat. Iar competența asta se dezvoltă. Nu vă mulțumiți cu rezultate și răspunsuri date la nimerală, rapide, superficiale, surfing. Faceți diving, intrați adânc și veți vedea că imediat cum intrați adânc, dați de gol, dați de oameni goi, instrumente goale, înțelegeri goale, neînțelegeri, mediocritate, lipsă de competențe și uh, se dezvăluie frumos, descoperit, dezgolit lipsa de competență și problema din firma voastră. Mă sună un director și îmi zice, avem o problemă. Pe mine nu mă sună cu succese. Cu succesele le aud eu, dar avem un problemă, Alina, vânzătorii care i-am angajat, uite că ei nimic nu respectă. Eu zic, Doamne Sfinte, i-am angajat și erau oameni buni și când am plecat din proiect rămâneau oameni buni, ce se întâmplă? Dar ce se întâmplă? Ce anume nu respectă? Nu mai fac raportul seara. A, ok, nu fac raportul seara, bine, încă ce se mai întâmplă? Nu fac asta, nu fac asta, bun, am înțeles, ok. À, când ultima dată ați făcut o examinare pe cum se fac anumite lucruri în firma? Cum adică examinare? Dar n-am făcut. Păi dacă le-am spus acum șase luni, ce? Nu țin minte și acum? Dragii mei, nu țin minte. Orice proces trebuie examinat pentru că se pierde pe drum. Obișnuiți-vă odată în șase luni să vă examinați oamenii. Dați-le o serie de întrebări și întrebați-i când se completează raportul, ce înseamnă indicatorul leads calibrat în raport, ce înseamnă ROI în marketing și cum îl calculezi tu marketer. Dați întrebări care s-ar putea să vă uimească răspunsurile și să înțelegeți că aveți Înțelegeri diferite despre lucruri diferite din firma voastră. Mergem mai departe? Acest webinar va fi ceva mai lung. Inteligența emoțională, avem nevoie de conștientizare. Vreau să știți că orice faceți sau nu faceți azi, impactează viitorul. Și conștientizarea înseamnă să poți să-ți dai seama ce faceți azi, ce efect va avea short-term și ce efect va avea long-term faza lungă, conectați faza lungă ca și director și gândiți-vă ce fac astăzi, ce impact are, ce fac eu astăzi, că dărâm un business proces, că stabilesc un business proces, că dau voie cuiva să meargă într-un fel sau să facă într-un fel și celorlalți nu permit, ce impact are asta. Oamenii mei sunt oglinda mea. Orică cred, orică nu cred, am dreptate. Adică să știți, orice credeți, aveți dreptate. Dar ar fi bine să proiectați cauza și efectul în management. Și imediat se întâmplă asta cum nu dați vina pe oameni. Trei modele disfuncționale de leadership. Le luăm pe rând și repede. Primul model este leadershipul persecutor. Celălalt model este liderul salvator, care tot este un model disfuncțional și modelul 3, liderul victima. Uitați aici ce înseamnă persecutor. Persecutor înseamnă directorii care au o mentalitate, eu sunt ok, eu sunt perfect. Lumea a sculptat pe mine în, în Michelangelo. Eu sunt foarte bun. Ceea ce zic eu contează, iar tu nu ești ok. Tu nu ești ok pentru că ești angajat, pentru că ești subordonat, pentru că ești nu ești ca și mine. Eu sunt capabil, tu nu ești capabil. Eu sunt bun, tu nu ești. Eu sunt director, tu nu ești eu am funcție, tu nu ai. Oameni care persecută per se, care pornesc dintr-o mentalitate că eu sunt dita mai bos. Cauzele acestui persecutor vin de undeva din copilărie. Bineînțeles că există acolo multă respingere, duritate, rece sau poate chiar sindromul părintelui abuziv. Sunt acei directori care, cred că lumea nu este un loc sigur, că toți mă amăgesc, toți mă fură, toți vor de la mine ceva și nu vor să-mi dea nimic în schimb. Sunt acei directori care cred că angajații trebuie, atenție, cuvântul, ok, trebuie să asculte de șef. Cine zic că trebuie? Trebuie să meriți să fii ascultat. Trebuie să poți să fii ascultat. Trebuie să spui ceva ce trebuie să fie ascultat. Da, atunci când nu faci aceste lucruri, nu trebuie să te asculte nimeni, că nu ești dita mai zeu sau Dumnezeu. Persecutorii sunt cei care se impun pentru o ascultare maximă. Adică eu am spus, tu faci, închide gura, n-ai dreptul să spui nimic, ești angajatul meu, eu te plătesc, mergi și fa. Nu no funcționează, nu funcționează. Învinuiri, critică, despreț, amenințare, șantaj emoțional. Tot ce văd acești oameni este ori ești cu mine, ori ești împotriva mea. Lumea este generalizată, la ei totul se întâmplă întotdeauna, în minte, întotdeauna face asta și lumea este proiectată în alb și negru. Greu să muncește cu astfel de oameni. Uh, imposibil să faci un astfel de șef fericit. Pentru că dacă îl faci fericit, el o să zică, ești dacă eu sunt șeful tău? Uite ce frumos ai crescut sub mine. Uite că numai eu dacă ți-am zis asta să faci. Vezi că eu am zis așa să fii. Vezi că rezultatele tale sunt consecința impactului meu în viața ta. Ori oamenii care cu adevărat impactează vieți, tac despre asta. Sunt modești, sunt umili și și au lecții. Și în continuare schimbă vieți. Asta sunt persecutorii. Acești oameni vor de la angajați maximă supraveghere și consideră că întotdeauna îi plătesc prea mult, că angajații sunt leniși per se, că sunt incompetenți și că dacă nu i-ar supraveghea persecutiv, nu ar lucra. Acești angajați ai acestor persecutori de obicei mint, fură, sunt slabi și sunt incompetenți, Doamne. De ce? Pentru că un șef persecutor naște angajați persecutați, care în consecință devin rebeli. Iar rebeliunea înseamnă să-ți-o întoarcă înapoi exact cum te aștepți tu că eu sunt. Crezi că sunt rău? Ok, eu să-ți demonstrez treaba asta. Crezi că nu-mi fac bine jobul? Chiar nu o să-mi fac bine jobul, pentru că trebuie să ai dreptate. Uh, celălalt, Salvatorul, O, oh, ăștia sunt uh, și ăștia destul de interesanți cel mai evident dintre pământeni, zic eu, în stilul lui Preda. Tu nu ești capabil să faci asta pentru că doar eu pot face asta cel mai bine. Eu sunt cel mai bun. Și pentru că eu sunt cel mai bun, o să-ți dau ție doar o bucățică să faci, iar eu o să fac asta o întreagă noapte și dimineața o să vin și o să zic eu am făcut muncit toată noapte și nu mai pot să muncesc atât, dar pentru că sunt atât de bun doar eu muncesc. Tu nu ești capabil, eu sunt. Eu pot să te ajut, dar prefer să fac singur. De ce? Ca să nu te cresc. De ce? Ca să nu-mi iei locul. De ce? Pentru că mă tem. Cam asta e logica din spate Salvatorului. Acest model comportamental e dubios. Sunt șefii care ajută mereu, chiar când nu se pricepe, chiar când nu-i se cere. Are nevoie mereu de piedestal, vrea să se simtă mereu super iubit, respectat și valorizat. Sunt cei care se tem să dea afară oamenii nepotriviți, mediocri. Pentru că gen el îi salvează. Uh, și atunci o să fac din munca lor, și ei o să rămână în firmă. Salvatorii, de obicei, așteaptă să-i se întoarcă în zecit. Adică, uite, am făcut eu asta pentru tine vino și lucrează sâmbăta și duminica pentru mine. El chiar crede că dacă ajută, îi se înapoi, trebuie să îi se dea în zecit. Salvatorii nu permit subalternilor să se dezvolte. De ce că nu le dau sarcini? Le arată de aici până aici, și nu, le, nu, le fa, nu nu le fac, să înțeleagă mecanismul general. Ce folos că îi zici cum să completeze o celulă în Excel? Zi ce fel de rezultat vrei la final, fă o concepție întreagă, ajută-l să gândească și el cum gândești tu, fă ți tu gândirea limpede, nu-i spune că trebuie să-mi duci din punctul A în punctul B, spune că din punctul B vom proiecta o casă în care împreună și fă să se dezvolte împreună cu tine. Atrag victime acest salvator pentru că oamenii victime se simt bine lângă un șef salvator. Gen, nu pot să fac asta. Ah, dacă nu pot să fac asta, e tocmai momentul pe care eu pot să te ajut. Și am venit așa și te-am ajutat. Și mă simt bine. Credințele lui fundamentale sunt Ceilalți nu pot să se descurce singuri. Dacă nu fac eu, nimeni nu face. Eu fac cel mai bine ceea ce fac. Dacă ajuți pe alții, ești fericit și tu. Educația religioasă este fundamentală pentru ei. Ei vin din zona renunță la tine însuți. Renunță la tine însuți că doar asta aduci bine lumii. În realitate, neaducându-și bine lor, nu aduc sub nicio formă bine lumii. Acești oameni angajează alți oameni cu probleme și neprofesioniști. Nici măcar nu îi ajută să devină profesioniști. Acești oameni vin primii și pleacă ultimii, în sens nu cu 10 minute înainte, dar cu 2 ore și 2 ore. Acești oameni când ceartă pe cineva se simt atât de vinovați că pe urmă vin și zic, uite, nu-i nu chiar atât de grav ce, ce ai făcut și uh, um, uh, o să termin eu ce, ce tu ai făcut și o să te ajut și treacă, meargă și fac angajatul să se simtă, a, ok, este un salvator în firma asta. Șeful salvator, atenție, dacă nu i se întoarce cum vrea el, devine persecutor. Are așteptări într-atât de mari de la angajați, dar de obicei ele nu se materializează sunt ca și cuplurile în care soția uh, se dedică o viață copiilor și soțului și la final zice, pentru voi m-am dedicat. Pentru voi m-am sufocat. Puneți-mi, uite, acum un monument făcut din mâini personale ale voastre. Și voi, copii, nu îndrăzniți să găsiți un alt, o altă viață departe de mine, pentru că eu nu zădar M-am jertvit pentru voi. Eu atât atâtea fac pentru tine și tu nu poți să vii la timp acasă. Eu atât de mult mă jertesc cui, cui trebuie treaba asta? Nimănui. Doar celui care se află în această poziție. Aia, trebuia să mă duc la actorie. Bun. Este un subiect care mi-i dragă și în care depun suflet și pe care îl consum zi de zi în, în, în teren. Victima. Asta este cu toți sunt buni, eu sunt prost. Adică în continuu să te simți prost, în continuu să crezi că tu nu ești ok, dar oprește-te. Dacă nu ești ok, du-te acasă. Du-te la psiholog, devină ok tu cu tine, tu ești bun, lumea e bună. Hai să vedem ce putem face împreună din această perspectivă. Acesta este pe inversul. Bună bun asta Vlad, mă întorc acuși la întrebarea ta. Acesta este pe invers, el merge cu cerșitul de atenție, afecțiune, milă și companie și, și, și compasiune. Astea sunt victimile, adică nu salvatorii, victimile care uh, se subestimează și uh, atitudinea asta de victimă transpiră prin orice fac în, 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 în zona lor de management. Toți sunt de vină toți sunt de vină și eu nu pot să schimb nimic în compania asta pentru că acest proprietar eu nu am putut să fac planul de vânzări. Înțelegi, Alina? Pentru că cum să faci planul de vânzări când uite ce se întâmplă în firma asta. Păi, dragul meu, dacă nu-ți convine ce se întâmplă în firma asta, caută o firmă care convine, dar nu fi tu mediocru. Adică, pentru faptul că îți plătim puțin, trebuie să muncești tu puțin. Asta este mentalitatea ta ca șef. Mentalitatea unui șef este nu contează cu cum mă plătești și cum ești tu. Contează cum sunt eu. Contează ce valori, ce credit și ce încredere și ce instrumente și ce mecanisme am eu ca să-mi fac bine jobul. Bun, beneficiile victimei sunt afecțiune, mila și companie din partea întregii echipe. Iată, omul ăsta are nevoie de uh, foarte multă, um, cele cinci limbaje ale iubirii sunt puține pentru el. Hai să ne întoarcem la ceea ce m-a întrebat Vlad. Ada, sunteți aici 192 în continuare. Mulțumesc pentru asta. Cum să stabilești limita când oferi suport subalternului pentru un task, dar să nu-l deprinzi cu asistența continuă? Să-i spui asta. Să-i spui, uite, este a treia oară când îți ofer suport pentru un task -o. Este același task, este același suport. Pot eu să înțeleg oare că nu ești atent? Am remarcat că nu-ți faci notițe. Oare înseamnă asta că data viitoare iar vei veni la mine și eu iar nu mi voi face jobul și te voi ajuta pe tine și e fain să se întâmple asta, dar poate abuzezi. Comunicare. spuneți ți -i asta. spuneți i în față, uite, e a treia oară când vii la mine cu același task și am deja gânduri că nu pricepi. Ajută-mă să nu cred asta. Ajută-mă să cred că ești performant. Ajută-mă să te ajut ultima dată. spune asta, spune-i că e ultima dată, spune-i că nu e ultima dată. Eu obișnuiesc să spun la acest subiect nu ne întoarcem. Dacă mai ai întrebări la acest subiect, te ajută altă sursă. Mergi în Google, mergi în Next, undeva. Nu la mine, pentru că ți-am dat totul. Gata, ești pe cont propriu. Ok. A, a fost suficient de explicită, Vlad. Ok, bun. Ce se întâmplă, ce se întâmplă Până acum am vorbit, am suficient de ancorați pe tot ce înseamnă soft skills, cum ar trebui să fie un om. Da, este dificil, dar se rezolvă cu multă instruire și cu multă ancorare și cu multă înțelegere cât de mult impactați viața oamenilor pe care îi conduceți. Haideți să ne uităm un pic și la cifre. Nu o să um, parcăm mult aici, dar vreau să o punctez. Sunt două strategii asupra cărora influențează un bun director. Vorbim middle management în sus. Strategia de creștere și strategia de productivitate. Strategia de creștere este strategia care are o cifră matematică în spate și această cifră se numește revenue sau venit. Adică cât generezi tu bani pentru companie. Prin instrumentele, noi piețe de desfacere, matrițe de produse diferite, noi canale de promovare, creșterea vânzărilor, dezvoltarea de produse de vânzări, instrumente tehnice și tot așa și tot așa. Impactul tău pe strategia de creștere este să generezi mai mulți bani. Există pe de cealaltă parte în arsenalul unui director și strategia de productivitate, care are și ea o cifră matematică în spate. Se numește marja comercială, iar pentru unii se numește chiar profitabilitatea firmei aici. Avem noi piețe de desfacere, noi furnizori, lucru cu produsul și cu prețul de cost a produsului, distribuția și logistica, tot ce înseamnă minimalizarea riscului, rentabilitatea investițiilor, automatizare. Cam astea sunt instrumentele pe parte de strategia de productivitate. Și acum ceea ce, ce v-am promis uh, la început este iată cum arată panoul sau dashboardul de cifre ale unui director general. Atenție, general! Uh, el vede strategia de productivitate și strategia de extindere în fața lui sub formă de cifre. Strategia de productivitate înseamnă marja comercială, care este compusă din, sau se formează din, venit minus cheltuielile operaționale și minus cheltuielile de capital investiționale care se mai numesc CAPEX. Acest OPEX, adică cheltuielile operaționale, sunt compuse din... Costul de achiziție a unui client, da, director, trebuie să știți cât e costul de achiziție a unui client. Și costul de retenție a unui client în firma voastră, cât vă costă să-i vindeți a doua, a treia oară. Tot ce înseamnă CAC sau cost de achiziție a unui client, trebuie să faceți o formulă simplă, operațional, tot ce cheltuiți operațional pe zona de clienți, împărțiți la numărul de clienți care vă vin în firmă și pe costul de retenție, tot ce cheltuiți operațional pentru tot ce înseamnă loialitate, împărțiți la numărul de clienți. Această formulă nu este. Grea în înțelegere este grea în aplicare, de aceea dacă o fotografiați, ajungeți în firmă, cei din voi care sunt proprietari sau director general și o puneți în fața voastră și gândiți-vă cum puteți scoate aceste cifre lunare în fața voastră. Ok, strategia de extindere este bazată pe vânzări, pe venituri, iar veniturile au două componente de bază și aici intrăm în zona vânzări și marketing. Primul component este clienți de succes, care se compun din toți clienții minus churn rate pentru acele afaceri care au churn rate, de exemplu fitness, tot ce înseamnă prelungiri de abonamente. Iar clienți se compun din cele patru matrice de care tot vorbim extrem de mult în zona de vânzări. Liduri, conversie, check-mediu și renumitul lifetime value sau de câte ori clientul cumpără de la noi pentru o perioadă de timp. Dragi prieteni, ca nu cumva să obosiți la ora asta cu tot ce înseamnă cifre, scopul meu oricum era astăzi să las această formulă ca să o simțiți, înțelegeți și o să revenim la ea și în alte webinarii și puteți și pe blogul alinaandreță.md să găsiți articolul despre revenue breakdown. Este uh, singura formulă care Pus așa în fața voastră pentru datele unei luni, pot să vă arate, ok, sunt eu eficient sau nu, în cifre. Pentru că orice n-am spune noi uh, de. Revin, Ana, la întrebarea ta. Orice ne-am spune noi despre tot ce înseamnă director, un director monetizează? Adică are un rezultat efectiv în cifre. Un director financiar are rezultat în cifra de profitabilitate și procentul de îndeplinire a planului bugetar. Un director de vânzări are rezultat în cifra de vânzări, cifra de venituri, cifra de încasări sau de sold debitorial, dacă e cazul. Un director de marketing are rezultate în numărul de lead-uri generate, numărul de lead-uri calibrate, costul de investiție pe marketing, romi, roi și alte date. Un director de producere are numărul de unități ieșite din producere raportat la numărul de rebuturi. Pe toată firma Directorii buni pe toată firma pot să-și facă așa numitul modelul 3D al statisticilor. Adică fiecare funcție, în mod normal, trebuie să aibă statisticile ei. La ce ne orientăm ca să zicem, e bun sau nu e bun o persoană într-o funcție? Rugămintea mea este să vă orientați la cifre, nu la simțuri. Continu să aud, continuu oameni, directori să aud care zic nu e bun omul ăsta. De ce nu e bun omul ăsta? Puh, așa simt, dar nu e... Nu e iar nu e dochi, nu e cu inițiativă, nu e asta, nu e asta. Ok, dar care sunt statisticile lui? Care sunt cifrele care mi-arată? E bun sau nu e bun? Ei, hai, Alina, tu iar cu cifrele. Nu sunt și eu extrem de... Bună pe partea emoțional și conceptual, dar un business se conduce prin cifre. De aceea e bine să știți că dacă sunteți director, manager, conduceți alți oameni. Trebuie să aveți cifra voastră sfântă care vă arată. Sunteți buni sau nu sunteți buni în ceea ce faceți. Poate nu sunteți buni, trebuie să cedați locul. Sau poate sunteți foarte buni și trebuie să creșteți. Sau poate încă nu sunteți destul de buni și trebuie să învățați. Bine, trebuie să învățați întotdeauna. Life-long, learning este. Uh, nu, 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 pot să existe astăzi fără asta. Uh, mai am aici un insight care l-am pus, uh, pus recent în această prezentare. Uh, trăim într-o epocă în care oamenii sunt inteligenți. Iar oamenii inteligenți sunt foarte sensibili la umilință, la strigăt, la abordare neprofesionistă, la impact emoțional, la atmosferă urâtă emoțională, la chiar aia management dur, uh, aveți grijă, nu umiliți oamenii. Pentru că o să vă întâlniți cu ei într-un alt context, eventual. Pentru că vreți de la ei rezultate. Pentru că dacă îi umiliți, îi faceți persecutori. Nu acum. Mâine. Poate într-un mâine, peste un an. Dar dacă umiliți oamenii într-o formă sau alta, să știți că trăiți alături de viitor persecutori care în orice moment o să găsească potrivit. O să vă înjunghe și nu o să fie pe la spate, dar drept în față, că i-ați umilit. De aceea e greu să conducem astăzi persoane, pentru că nu mai putem conduce prin aceeași motorică. Nu mai putem să conducem doar grație funcției, trebuie să ne învățăm să comunicăm. Trebuie să învățăm să fim asertivi, să ne bucurăm, să fim, să fim pe același vibe. În același timp, și aici e provocarea, menținând disciplina, competențele hard, KPI-urile, cifrele, Productivitatea muncii, eficiența calculată la minut, în același timp. Nu uitați, avem două picioare ca și manager și ar trebui să ne folosim de ambele. A, știu că mulți dintre voi, mulți, mulți dintre voi, au a, multe idei care ar vrea să fie validate. Știu că mulți dintre voi au întrebări ce ar trebui să citească, cum ar trebui să fie. Știu că mulți dintre voi și-ar dori. Să discutăm în mod particular și să vorbim despre management, screening de management, poate chiar uh, cum uh, corect să faceți o structură organizatorică, cum să auditați sau cum să ancorați compania voastră toată în cifre. Bineînțeles că n-am cum să vă las fără oferta de final și fără să vă invit cu mare drag să discutăm împreună într-un diagnostic gratuit pe care îl ofer de fiecare dată în ultimele webinarei. Este vorba efectiv de consultația mea, face-to-face, peer-to-peer sau poate Zoom. Deja avem obișnuința și consultație cu întreg echipe departamentale în Zoom când ne adunăm, deci proprietaria proprietarul aduce toți directorii și discutăm. Colegul meu va proiecta cu șoferta și ce o să puteți, ce o să faci? Ce o să? Dacă vă interesează, ce puteți să faceți este să intrați și să vă lăsați datele de contact. Procedura tehnică este următoarea. Colega mea, mâine o să vă telefoneze și o să stabilească data screeningului și ora, în dependență de graficul pe care l-am eu și cum reușim să procesăm pe toți dintre voi care își doresc informații în profunzime, în dependență de contextul în care vă aflați. După ce colega mea o să stabilească această dată și oră, o să așteptăm cu nerăbdare să ne venim în acel moment. Rugămintea mea este pentru toți cei care vă înscriți la această consultație gratuită să vă pregătiți întrebările. Am un mare respect pentru cei care vin la această consultație cu lista de întrebări. Pentru cei care, să știți, îmi trimiteți e-mail înainte de consultație și îmi spuneți în mare cadru în care vă aflați și despre ce urmează să discutăm la consultație. Cu mare drag Investeți timpul ăsta în afacerea voastră, dar să fiți și voi pregătiți să primiți cât mai mult posibil din informație. De obicei, ce facem în, această, în acest screening sau ce putem face pe zona de management? Putem proiecta structura departamentală. Pot să vă spun informații despre tot ce înseamnă motivația financiară sau zona de statistici a angajaților. Putem să vorbim despre learning path, adică ce ar trebui să faceți voi ca și oameni ca să creșteți. Putem să vorbim despre... Dezvoltarea firmei, unde și cum sunt zonele voastre de creștere. De aceea este bine, întotdeauna binevenit să aveți uh, o persoană care cu drag vă spune ceea ce puteți să faceți și este și din domeniu și poate să vă ajute. Da, bineînțeles, nu este un coaching total, pentru că coaching înseamnă multă interacțiune, dar o oră este suficientă ca să primiți foarte multă valoare. Aveți o oră de interacțiune personală online, offline, cum vă doriți voi, diagnosticăm în detaliu erorile organizaționale, identificăm punctele de creștere și unii dintre voi chiar vor ieși din această consultație cu plan de acțiuni. Mulți dintre voi îmi scrieți după consultații ce vă reușiți și ce nu, și cu mulți dintre voi leg relații de prietenie și chiar muncim împreună și după mine asta e minunat. Vă rog frumos, vă înregistrați pe linkul de mai jos. Astăzi, se înregistrează oricine dorește și vă promit că cu toții ne vom întâlni De ce nu avem benchmark-ul astăzi? Pentru că presupun că există perioada sărbătorilor și că mulți dintre voi vor fi gata să muncească în această perioadă Și vom putea să ne întâlnim în perioada asta Atunci când nu e chiar potrivit să-l încezim, dar e bine să punem creierul în mișcare Până un alta, până vă înregistrați și până vă gândiți cum ar fi potrivit pentru voi să ne întâlnim, sunt sigură că sunt și multe întrebări la care v-ați dori răspunsul acum. Și până mai avem ceva minute și voi faceți poze și puneți pe Instagram și puneți tag și vă scriți în site-urile pe stories, nu-i așa? Așa faceți. Așa faceți sau nu? Eu zic așa faceți. Până una alta, haideți să vedem ce întrebări aveți și cum pot să fiu utilă astăzi, aici, acum. Uitați-vă, Oxana, ați scris că în afacere trebuie să fii bogat și nu bun. Haideți să nu vedem lumea alb și negru. În afacere trebuie să fii bogat și bun. De ce nu? Am putea să combinăm aceste două lucruri. Nu sunt de exclus, sunt două pe Haideți să nu fim schilozi. Care este diferența între manager și director? Depinde de structura organizațională, cum vi se spune. Astăzi eu spun manager și la manager de vânzări. Director este persoana care conduce oameni. Dacă uh, cuvântul manager uh, ca și funcție înseamnă persoana care conduce oameni, înseamnă că presupune management. Ce întrebări mai avem aici bune așa? Caută să vadă de ce e închisă așa aici era cușa. Ne puteți oferi o adeverință de participare la acest webinar? Nu? Ce cărți recomandați legate de subiectul discutat astăzi? Sabina, vreau să văd numele dumneavoastră în consultație și vorbim. Trebuie să înțelegeți corect că nu știu din ce context întrebați, nu știu ce cărți ați citit, nu știu cât de fundamentalistă sunteți sau cât de uh, vă doriți motivațional. Eu am o listă de 30 de cărți la acest subiect, dar care se potrivește nu pot să știu. Am înțeles unde am greșit, foarte fine asta. Înseamnă că sunteți deschis la minte și asta e minunat. Puțini oameni sunt așa și transformațional este drumul cel mai potrivit. Trebuie să fiu diferită ca manager dacă 75 au eficacitate era, iar 25 nu, dar nu înțeleg întrebarea, Olga. Trebuie să fiu diferită, nu știu. Ne puteți oferi așa, a, 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 acest diagnostic e valabil și pentru angajați, nu pentru antreprenori, este valabil pentru manageri care conduc echipe, oameni. Deci dacă sunteți un, un angajat care nu faceți management, nu vă pot ajuta. În acest context însă s-ar putea să am webinarii pentru angajați și atunci vă pot ajuta. Cum ne dăm seama că exigența nu te transformă într-o persoană anxioasă? Vlad, mai bine anxios, bun și ferm în performanță decât mediocru. Ce ați recomanda unui manager care este privit întotdeauna ca concurent și nu reușește să-și găsească loc de muncă? Din cauza asta, mulțumesc! De către cine este privit ca și concurent? Dacă de către proprietar? înseamnă că managerul ăsta nu este umil și proprietarul nu atât cât îl simte ca și concurent, dar simte că comunicarea cu el îl dezavantajează. Iar umilința directorilor angajați este o mare comoară. Puțin știu să fie umiliți, să fie modești. Puțin directori. Eu văd mai degrabă cei care zic, eu vin și pot de toate și eu în firma asta fac alandala și eu o pun pe picioare și vă le-o doamne și proprietarul ăsta e nașpa și nu știe să asta, nu deschizi excelul niciodată. Gurița pe fermoar, proprietarul vă plătește. Poate ați îndrăznit să nu fiți modești. Am înțeles de ce le sunt sinonime. Am cules multă informație cu, cu mare drag. Dacă am luat la salar, dar am la ai în timp, procrastinează, unde să scoatem de acest punct. Mm. Deci oamenii procrastinează pentru că nu există management care controlează. 1. Am spus asta. 2. Este bine oamenii să aibă salariu fix și KPI. 3. Este bine să fie examinați la competențe odată în 3-6 luni. Este foarte potrivit să-i arătați learning path, adică să-i faceți voi o zonă de creștere și să înțelegeți crește sau nu și pe urmă să luați decizie, rămâneți cu el sau nu. Oamenii procrastinează în primul rând pentru că știu că pot procrastina. Că nu o să le zică nimeni nimic, iar dacă le zi, adică se acceptă acest lucru în firmă, este o normă non-verbală, non este, este, este o normă simțită de către toți angajații, se acceptă. Să știți că eu am, și cel mai des văd asta în cazul directorilor care sunt duri, se pare, dar anume la acești directori care sunt duri, oamenii au performanțe super mizere. Pentru că duritatea lor de astăzi este mâine acceptarea mediocrității. Și am văzut oameni foarte fermi, dar foarte calzi, nu acceptă mediocritatea și a căror angajați nu îndrăznesc să nu respecte deadline-urile, cel puțin anunță că nu le respectă cu un motiv sustenabil. Care este diferența dintre conducere și coordonare. Coordonare este un instrument al conducerei și înseamnă, după mine, să poți să validezi o planificare, dar în același timp să o schimbi. Uite, avem un plan de realizat astăzi, iar la mijloc de zi ne-am dat seama că trebuie să o apucăm pe un alt drum pentru a ajunge la final de zi în punctul B. Coordonare înseamnă directorul care poate să-și anunțe echipa să schimbe drumurile, indiferent ce ar însemna asta. Până una alta, ați reușit să faceți un stories bun, să puneți tag pe Alina Andruța, să spuneți despre insight-ul vostru la webinar, în același timp să vă înregistrați la diagnostic gratuit, cine știe ce obțineți acolo ca și insight și vă schimbă viața. Vă mulțumesc și eu pentru întrebări frumoase. Această temă este extrem de dragă mie pentru că pe de o parte, în fiecare zi muncesc în teren cu directori. Pe de altă parte, mă doare când văd lipsă de performanță. Pentru că înțeleg, dacă astăzi văd în fața mea 90% directori non-performeri, mâine voi avea 99% din angajați non-performeri. Din păcate ne dorim oameni buni. Dar de fiecare dată vă întreb pe voi, directori, câți oameni buni ați educat? Câți oameni buni ați dat pieței, buni ca și competențe, hard, soft, cu adevărat buni. Câți ați dat în piață oameni care știu perfect anumite lucruri? Puțini, prea puțini. Cu mare drag pentru, acest, pentru voi, acest webinar o să continue seria de webinare lunare. Dacă când v-ați înregistrat la el ați apăsat bifa, că vă înregistrați și la celelalte, o să vă vină în continuare notificări de webinarii. Următorul webinar va fi la finalul lunii mai și vom avea o temă extrem de interesantă în această zonă. Management, antreprenoriat, marketing, vânzări uh, și toate celelalte care ne influențează viața. Eu vă doresc să vă faceți munca cu dedicație. Să fiți în fiecare moment conștienți că sunteți privit sub lupă și oamenii vă imită. Gândiți-vă dacă sunteți un bun model, dacă vreți să fiți imitați, dacă produceți schimbări în oameni, dacă după voi oamenii sunt mai buni. Și dacă se întâmplă asta, uneori chiar lipsa de rezultate în monetizare vi se iartă. Pentru că faceți oamenii buni. Și asta este minunat. Aveți grijă de voi, de familiile voastre și de oamenii voștri. Cum se zice, atât pentru astăzi și nu știu cum mi este greu să mă deconectez de voi, dar noroc că astăzi treaba asta o face colegul meu și nu eu apăs butonul, de aceea o să așteptăm așteptarea, apăsarea butonului. Să aveți toate bune!